Edgar Wallace. Misterul casei singuratice. Capitolul 1. Nu-mi fac niciun merit din ceea ce ziarele au numit misterul casei singuratice. Sunt polițist de prea mult timp ca să nu știu că tipul care își face singur reclamă nu nimerește bine. Deci, dacă vă spune cineva că superintendentul Minter de la Scotland Yard încearcă să-și facă faimă, aruncați-le o privire urâtă din partea mea. Superintendent, îți umple gura și oricum nu este familiar. Nu că eu i-aș încuraja pe tinerii polițiști să-mi spună, super, în față. Nu zic asta niciodată. Doresc să mi se adreseze cu, sir, dar îmi place să-i aud vorbind despre bătrânul super, cu condiția să nu folosească un anume adjectiv. Domnul John C. Field mi-a spus super superintendent." Până când n-a pronunțat cuvântul, n-am știut că are atâtea silabe. Nimănui nu-i place să recunoască când a greșit, dar trebuie să spun că mi-am încălcat toate regulile când l-am plăcut la prima vedere. Este foarte bine să-ți pierzi mințile după o fată când o vezi prima dată, dar nu e bine să categorisești un bărbat după prima impresie. Pentru că un bărbat care te impresionează de prima oară când îl întâlnești se va da peste cap să te facă să ai o părere bună despre el. Și bărbații normali nu fac asta. O fac voiajorii comerciali și actorii, dar ei nu sunt normali. John C. Field era un tip pe care oricine îl putea admira. Era înalt, cu umeri lați și arăta bine în ciuda celor 50 și ceva de ani și a părului grizonat se comporta ca un gentleman, știa să povestească frumos și era o gazdă perfectă. Întotdeauna te servea cu țigări de foi. L-am întâlnit într-un mod ciudat. Locuia într-o casă mititică pe malurile râului Linder. Cred că nu cunoașteți râul Linder, este un pârâu cu pretenții de râu până când se varsă în tamisa între Reading și Henley, unde este pus la locul care îi se cuvine și se numește Born. Pe malul celălalt al pârâului este o casă, al cărei proprietar era un domn Max Voș. El a construit-o și i-a tras electricitate de la Reading. Eu m-am dus să fac niște investigații legate de această linie electrică. Pe atunci eram într-un departament special al Scotland Yard-ului și făceam o muncă despre care poliția ținutului nu știa nimic. Nu este o ilegalitate să folosești energia electrică. Dar cam pe atunci frații Fleck și John Măgart și încă vreo doi, trei din marile bande de falsificatori se ocupau intens cu tiparnițe personale, deci când am auzit despre o locuință care folosea multă electricitate am intrat la bănuieli. Așa că m-am dus la Haintorpe și m-am întâlnit cu Dâl. Voș, era un bărbat zdravăn, roșcovan la față, cu o mustăcioară albă, care își pierduse picioarele datorită degerăturilor în Rusia. De aceea casa lui era plină de aparatură electrică. Avea scaune electrice care îl duceau dintr-o cameră în alta, ascensoare electrice și chiar și în baie un soi de macara electrică care îl putea ridica din scaun în baie și invers. Și acum, a zis cu o sclipire în ochi, poate veți dori să vedeți tiparnița cu care fac banii falși a chicotit de râs când și-a dat seama că a pus punctul pe ei. M-am dus acolo pentru o oră și am stat trei zile. Rămâneți peste noapte, oricum, a zis. Valetul meu, Vedel, vă va da orice doriți pentru la noapte. Voș era un om interesant care fusese inginer în Rusia. Nu era total neajutorat, pentru că putea să știopăteze cumva sprijinit în cârje, dar nu era o priveliște plăcută la vedere. Era destul de târziu când am sosit așa că n-a fost nevoie să mă convingă să rămân la cină, mai ales când am auzit că urma să vină și tânărul Gary Turston. Îl cunoșteam pe Gary Turston, îl întâlnisem de vreo șase ori pe Marlborough Street și Bow Street și la alte tribunale de poliție. Avea mai multe sancționări pe carnetul său de conducere decât orice tânăr bogat pe care îl cunosc. Pasiunile lui erau să conducă prin barajele de poliție și să parcheze în locurile interzise. Un tânăr strălucit, un nou tip de infractor creat de regulile de circulație. Avea o casă mare în vecinătate și se împrietenise cu dâl. Voș, poate că n-am dreptate, dar mie îmi plac acești tineri aiuriți pe care școlile publice și universitățile îi produc cu miile. S-a oprit ca trăsnit văzându-mă în fumor. Dumnezeule, zise el, ce-am făcut? Când i-am spus că sunt doar pe urmele unor falsificatori a părut foarte dezamăgit. Era un băiat simpatic, dacă vreodată aș avea nenorocul să fiu însurat și să am un băiat, el ar fi tipul care mi-ar face cele mai puține probleme. Nu știu ce vor să spună romancieri când scriu, oameni curăței, dacă nu cumva se referă la cei care fac baie în mod regulat, dar am vaga idee că el era genul de bărbat pe care l-au în minte. Eram cam pe la jumătatea cinei când am auzit pentru prima dată numele domnului Field. S-a evit în legătură cu o problemă de braconaj. Voș a spus că ar dori ca polițiștii lui Field să stea pe malul lor. A fost prima dată când am aflat că Field era sub protecția poliției și am întrebat de ce. Atunci a intervenit tânărul Thurston. O să aibă nevoie de un regiment de soldați să-l păzească dacă se întâmplă ceva din ceea ce cred eu că se întâmplă? A zis, avea în voce ceva care m-a făcut să mă uit la el. Dacă am văzut vreodată ură în ochii unui om, acela era Gary Thurston. Am observat că D. Voș a schimbat subiectul și, după ce tânărul a plecat acasă, mi-a spus de ce. Thurston are ceva cu omul acesta, Field, a spus el, și nu mai este nevoie să-ți spun că este vorba despre o fată, secretara lui Field. Este o fată încântătoare și după câte știu Field o tratează cu tot respectul pasibil. Dar Gary și-a băgat în cap faptul că la Lone House se întâmplă ceva sinistru. Cred că este rezultatul psihologic al faptului că bietul Field locuiește într-o casă numită Lone House. Așa mi-am explicat o mulțime de lucruri. Tinerii îndrăgostiți sunt aproape firesc ca niște tinere animale ucigașe. Dacă este normal sau nu să vrei să-l ucizi pe cel care o strânge de mână pe fata care-ți place, N-aș putea să spun. Bănuiesc că este normal. Personal vorbind, eu nu mi-am pierdut mințile decât din cauze naturale. Ceea ce mă intriga erau polițiștii lui Field. Pentru un motiv sau altul Field se temea pentru viața lui și plătea o sumă frumușică pe an pentru atenția poliției. Tot timpul erau doi oameni de pază lângă casă. N-aș fi putut nimeri mai bine decât la dâl. Voșca să aud toate noutățile din vecinătate. Cred că bătrânelul Roșcovan era cel mai mare bârfitor pe care îl întâlnisem vreodată. Știa poveștile tuturor pe o rază de 20 de mile, putea să-ți spună toate afacerile lor particulare, de ce s-au rupt logodnele, cine a făcut-o pe doamna cutare să plece pe riviera atât de grăbită în martie trecut și de ce lordul cutare își vinde tablourile. Mi a spus o mulțime de lucruri despre Field. Locuia singur, doar cu câțiva servitori, nu primea musafiri, cu excepția unui negru care venea cam o dată pe lună, un tânăr bine îmbrăcat și o mulatră destul de drăguță care venea rar. Foarte puțină lume știa aceasta. Vine pe râu, uneori într-o șalupă, câteodată cu negrul, câteodată fără el. De obicei vin seara, Stau o oră sau două și dispar. Înainte de a veni ei, fiind își trimite toți servitorii de acasă. De data asta am chicotit eu. Suna a mister. Vosis a zâmbit. Nu este nimic misterios în călătoria Lady Kingföder în Africa de Nord? a spus el și a început să-mi spună o poveste lungă. A fost o poveste destul de interesantă. De fiecare dată când mă trezeam se întâmpla ceva. M-am dus la culcare târziu și obosit, m-am trezit la șase dimineața, m-am îmbrăcat și m-am dus în grădină. Dâl, voș îmi spusese că valetul lui, vedel, se va ocupa de mine, dar naiba să-l nu dăduse nici un semn nici în seara anterioară, nici în dimineața aceea, dar mi-am dat seama de ce când l-am întâlnit deodată pe drumul dinspre căsuța în care locuia. A încercat să mă evite, dar am vederea foarte bună pentru un om de 60 de ani. Dacă l-ai văzut odată pe vedel, nu-l mai poți uita. Un bărbat greoi, cu o față rotundă și ochi care nu te privesc niciodată drept, l-aș fi putut recunoaște de la o milă. Când voș spusese, Vedel, nici nu visam că era același vedel care trecuse prin mâinile mele de trei ori. Bineînțeles, când un infractor își ia o slujbă respectabilă, devine smit. Desigur, mă cunoștea. Vai, dâl. minter, zise el în felul lui Lunecos, ce surpriză! Nu știai că sunt aici, nu, am spus, a tușit. Păi, ca să vă spun adevărul, știam, a spus el, dar m-am gândit că ar fi mai bine să nu vă ies în cale. Dăl, știe, a adăugat el repede. Despre condamnările tale anterioare, a învovințat. Știe că două dintre ele au fost pentru șantaj, am întrebat, de data aceasta a zâmbit strâmb. Este un drum fără întoarcere, domnule Minter. M-am lăsat de treburi din acelea. Da, dăl. Voș știe! Ce domn extraordinar! Ce păcat că Dumnezeu l-a lovit în felul acesta! Nu mi-am pierdut prea mult timp cu omul acela! Șandajul este una dintre infracțiunile care îmi fac greață și aș prefera să am de-a face cu un cuib de șerpi decât cu tipul acesta de infractori. Bineînțeles, nu i-am spus nimic domnului Voș despre această conversație, pentru că poliția nu-și trădează niciodată clienții. Voș este cel care a menționat subiectul la prânz. Valetul acesta al meu, Vedel, este un fost pușcăriaș, a spus. Mă întreb dacă l-ați recunoscut. Este un tip cum se cade și cred că îl plătesc destul pentru a-l ține pe calea cea dreaptă. Nu i-am spus că nu puteai să plătești un infractor destul pentru a-l ține pe calea cea dreaptă pentru că nu există atâția bani pe lume, deoarece nu am vrut să-l descurajez. În după amiaza aceea l-am văzut pe vedel în niște împrejurări ciudate. Fusese întotdeauna puțin dendi și avusese multe succese cu femei din toate clasele sociale. Nici un bărbat nu poate înțelege fascinația pe care o exercită un anume tip de bărbat asupra unui anume tip de femeie. Nu este o problemă de înfățișare sau vârstă, este un fel de hipnotism. Mă plimbam de unul singur de-a lungul râului. Râul separa proprietatea domnului Voș de domeniul Lone House. Lone House era o clădire pătrată și albă, așezată în vârful unei pajiști în pantă care începea să urce de la râul ce aproape forma un lac acolo, deoarece se lățea în ceea ce localnicii numesc Fles. Pe partea domnului Voș este o pădurice care ascunde vederea casei. Veneam dinspre fei copse, cum i se spune, când l-am văzut pe vedel așteptând la marginea pârâului. O fată vâslea pe fles. Era cu spatele la valet, așa că nu l-a văzut până când n-a ajuns la mal și nu și-a legat barca. Atunci s-a apropiat de ea. Desigur că m-a interesat și am mers mai încet. Așa cum fata nu-l vedea pe vedel, nu mă vedea pe mine și eram cam la șase metri de cei doi când el s-a apropiat de ea și și-a ridicat pălăria. Nu cred că am mai văzut ceva atât de frumos ca această fată, Marjorie Ven, așa că am înțeles de ce Gary Thurston se îndrăgostise de ea. Dacă nu mi se cere la poliție, nu pot să descriu o femeie. Pot să scriu ce culoare de ochi sau de părau, cum le este tenul sau ce înălțime au, dar n-am fost niciodată în stare să spun de ce sunt frumoase. Știu doar când sunt frumoase sau nu, ea era. S-a întors repede și s-a îndepărtat de el. A urmat-o, vorbind tot timpul și deodată l-am văzut apucând-o de braț și întorcând-o spre câl. M-a văzut și a spus ceva, iar Vedel s-a întors și a lăsat să-i cadă mâna. Ea nu a încercat să se întâlnească cu mine, ci a plecat repede, lăsându-l acolo ca pe un prost. Dar este foarte greu să faci să se simtă prost un tip care a făcut trei pedepse pentru înșelăciune. M-a întâmpinat cu zâmbetul lui Viclean. O bucățică bună de tot, a spus el. O prietenă de-a mea. Așa se pare, am spus eu. N-am văzut niciodată pe nimeni care să pară mai prietenos. A zâmbit șmecherește. Așa sunt femeile dacă te plac, spuse el. Cine a fost ultima femeie pe care ai șantajat-o? L-am întrebat, dar, doamne, nici nu putea să-l stângenească. A zâmbit simplu și și-a continuat drumul. M-am uitat după el, întrebându-mă dacă nu încerca să o ajungă pe fată. Nici nu făcuse o duzină de pași când, după un pâlce de copaci a apărut legănându-s un bărbat care cred că era în însuși. Uneori, poți să-ți dai seama după mersul unui om ce are în cap și mă întrebam dacă Vedel are acest dar. Dacă l-ar fi avut ar fi rupt-o la fugă, dar el a continuat să o țină drept înainte. L-am văzut pe filt stându-i drept în drum. A pus o întrebare și în secunda următoare pumnul lui a lovit și Vedel a căzut. Spre surprinderea mea, a vrut să se bată, s-a ridicat și a mai luat una în falcă care l-ar fi năucit pe orice om normal. Nu era treaba mea, dar sunt om al legii și am considerat că era momentul să intervin. Când am ajuns lângă dâl. Field, vedă-l fugea de isfârâiau călcâiele. Am fost puțin luat prin surprindere când Field mi-a întins mâna. Sunteți superintendentul Minter. Am auzit că locuiți în vecinătate, a zis. Sper că nu mă veți urmări pentru încălcare de proprietate. Aceasta este o scurtătură spre Heintorp Station și o folosesc foarte des. Nu știu dacă dl. Voș are ceva împotrivă. Înainte ca eu să-i spun că nu știam ce crede dl. Voș despre încălcarea proprietății a continuat. Ați văzut acel mic incident. Cred că mi-am ieșit din fire cu tipul acela, dar nu este prima dată când o inoportunează pe tânăra doamnă. M-a invitat la el acasă să bem ceva și, întorcându-ne unde era schiful legat, a văslit până la malul celălalt. Ne-am oprit la un mic ponton și am mers împreună pe pajiște spre ușile biroului său. Am văzut că în fața lor iarba era roasă și exista o porțiune de pământ gol, e ostim că un polițist înregistrează aceste lucruri automat. Micul birou era frumos mobilat și evident dâl. Field era un om care călătorise mult, pentru că toți pereții erau acoperiți cu ciudățenii, lângi și suliți africane, iar pe rafturi o colecție de olărie băștinașă. M-a văzut uitându-mă și s-a dus la perete de unde a luat o sabie cu lamă lată. Aceasta vă va interesa dacă știți ceva despre Africa, a spus. Este sabia Tuna. Ea a aparținut șefulul din Ituri, un bărbat care mi-a dat o grămadă de furcă și care a prezis că sabia nu va fi niciodată băgată în teacă până când nu și va găsi teaca în nedemna mea persoană. A zâmbit. Am luat-o din trupul lui după o luptă într-o pădure, deci precizarea lui nu are posibilitatea de a se îndeplini. Lama era extraordinar de strălucitoare, așa că i-am spus că probabil este necesară foarte multă muncă pentru a o menține lustruită. Spre surprinderea mea, mi-a spus că este făcută dintr-un aliaj care menține lama strălucitoare, un fel de oțel inoxidabil băștinaș. A pus sabia la loc și timp de un sfert de oră am vorbit despre Africa, unde după cum mi a spus își câștigase averea, apoi am vorbit despre țară și doar spre sfârșitul conversației noastre a menționat faptul că avea doi detectivi care îi supravegheau casa. Nii am făcut mulți dușmani în viață, a spus, dar nu a explicat cum și i-a făcut. M-a dus cu barca pe malul celălalt al flașului și m-a invitat la cină. Urma să mă duc în seara următoare. Era genul de om care îmi plăcea, fuma trabucuri bune și nu numai că le fuma, dar le și dădea celor care le apreciau. În drumul înapoi spre Haintorpe l-am întâlnit pe Dâl. Voș sau, mai bine zis, m-a întâlnit el pe mine. Cărările, de pe moșia lui erau la fel de nete de ca o masă de biliard și la fel de late ca o șosea obișnuită și așa trebuiau să fie pentru că își conducea scaunul electric cu 30 de mile pe oră. Era mai mare decât un scaun de baie și era dotat cu baterii și dacă n-aș fi sărit în tufișuri aș fi aflat și cât de greu este. Nu am crezut că era necesar să-i ascund ceva despre Vedel, așa că i-am spus ce am văzut s-a înegrit de furie. Ce animal, a spus el. I-am dat o șansă și aș fi trecut peste o mică găinărie, dar aceasta este o insultă care nu poate fi iertată. În fiecare după amiază avea obiceiul să urce până sus pe Jolly Boy Hill, de unde avea o privire minunată a regiunii și pentru că s-a oferit să meargă cu viteza scăzută a mers lângă el, deși era un pic de urcuș. Din vârful dealului se vedea râul curgând mile în șir, iar Lone House părea cam mică pentru a fi centrul unei proprietăți de o mie de acri. În direcție opusă se vedea doi manor, o veche casă elisabetană unde trei se răstrămoși lui Gary Turst în sute de ani. Gary este un băiat simpatic, a spus Dâl. Voș îmbândurat. Nu-i spune despre Vedel, n-am nevoie de o crimă aici. În seara aceea am luat masa cu el, deși ar fi trebuit să mă întorc la Londra, iar el a aranjat ca mașina sa să mă ia de la Lone House după masa de seară și să mă ducă înapoi. Sunteți foarte favorizat, a zis. Din câte știu, Field nu invită prea multă lume la el acasă. Este un tip retras și de când sunt aici nu a venit să mă vadă și nici nu m-a invitat la el. L-am văzut pe Vedel în seara aceea. Avea cel mai frumos ochi vânăt pe care l-am văzut vreodată, dar pentru că n-a vorbit despre aceasta m-am gândit că aș da dovadă de tact dacă n-aș spune nimic. Mă simțeam doar puțin îngrijorat pentru că Vedel era cotat de poliție ca un tip periculos. Se luptase de două ori cu polițiștii care fusese rătrimi și să-l aresteze și odată scosese o armă la ei. Știam aceasta pentru că eram unul dintre detectivi. Dimineața mă plimbam prin grădină când l-am văzut venind dinspre căsuța lui și am crezut că ar fi înțelept să-l sfătuiesc. Ai găsit ce ai căutat? Am spus, dacă ai fi înțelept ai uita ce s-a întâmplat ieri după amiază. S-a uitat la mine puțin ciudat. Aș jura că a fost una dintre puținele dăți când s-a uitat drept în ochii cuiva. Va găsi ce l așteaptă, a zis și s-a întors din drum imediat. În după amiaza aceea am stat pe terasa de la Haintorpe. Era o zi caldă, somnoroasă, după o puternică aversă de ploaie, și eram pe jumătate adormit când l-am văzut pe dâl. Voș, deplasându-se de-a lungul cărării în fața terasei, în scaunul său electric. Mergea foarte repede. L-am urmărit cu privirea până când a dispărut în păduricea de lângă marginea râului, apoi i-am văzut scaunul ieșind pe partea cealaltă și urcând cărarea șerpuitoare către Jolly Boy Hill. Dâl, voș purta un melon alb și un costum gri, așa că era ușor de reperat chiar și de la distanță de o milă și jumătate, deoarece, așa cum am spus, am vederea bună. În ziua aceea a stat acolo mai mult decât de obicei, îmi spusese că nu stă niciodată mai mult de 10 minute pentru că răcește foarte ușor. În timp ce era acolo privirile mele rătăceau spre pădurice și am văzut ridicându-ți un firicel de fum, așa că m-am întrebat dacă nu cumva aprinsese cineva focul. Era destul de cald, o zi din acelea în care un foc izbucnește ușor într-o pădure. Fumul s-a împrăștiat și apoi l-am văzut pe dâl. Voș coborând dealul în scaunul său și trecând prin pădure. Peste câteva minute îmi făcea cu mâna când întorcea scaunul pe panta ușoară care ducea în fața casei. Și a ghidat mașina până unde eram, terasa era lată și acoperită cu piatră. Ați văzut cumva fum venind dinspre pădure. Am crezut că iarba a luat foc, I-am spus că l-am văzut. A dat din cap. Nu era nimic acolo, dar am fost puțin îngrijorat. Anul trecut am pierdut o plantație bună din cauza țiganilor care au aprins foc și au uitat să-l stingă înainte de a pleca. Ne-am plimbat puțin și mi-a spus că a aranjat ca său să mă ia de la Lone House la ora 10. Sper că nu îi veți spune lui Gheri despre vedel, a zis. Vreau să scap de el, de. Vedel, vreau să spun. Am auzit atâtea despre omul acesta și nu pot să-mi permit să țin astfel de oameni pe lângă mine. M-a întrebat în legătură cu trecutul lui Vedel, dar firește am fost precaut, pentru că ori cât de rău ar fi un om, poliția nu-l trădează niciodată. Totuși, Știa că Vedel fusese acuzat de șantaj și am crezut că era necesar să-i spun că acest fost pușcăriaș era considerat periculos. M-a rugat să intru cu el în casă pentru că Vedel avea o după amiază liberă, așa că l-am ajutat să urce în lift și pe mica bandă rulantă pe care o avea la primul etaj. Când am ajuns înapoi pe terasă eram complet treaz și m-am așezat să citesc un caz care era complet prezentat în ziarul de dimineață și care mă interesa. Nici nu deschisesem bine ziarul când una dintre servitoare a venit să-mi spună că eram căutat la telefon. Nu-l cunoșteam pe cel care mă căuta, dar a spus că este unul dintre detectivii angajați să-l păzească pe dâl. Field, nu i-am recunoscut vocea. Sunteți superintendentul Minter. Vreți să veniți la Lone House? A fost ucis de -l. Field. Am fost atât de surprins încât n-am putut să spun niciun cuvânt. Ucis, am spus. Ucis. Apoi punând receptorul jos, m-am repezit afară din casă și am alergat de-a lungul cărării prin pădure până la locul imediat vigirvis de Lone House. Detectivul aștepta într-o barcă. Era atât de agitat și de supărat încât n-am înțeles nimic din ce spunea. A luat-o la fugă pe pajiște și eu după el. Ușile dispre pajiște erau larg deschise și, chiar înainte de a intra în camera am văzut pe pământul umed și negru din fața ușii, marca neta a unui picior gol. Omul nu o văzuse, așa că l-am împins într-o parte chiar în clipa în care voia să calce pe ea. Am intrat primul în cameră și l-am văzut pe Field. Zăcea în mijlocul camerei, nemișcat, și din spatele lui ieșea mânerul săbiei din tuna. Capitolul 2 Nu trebuie să fiu doctor pentru a ști că Field era mort. Era foarte puțin sânge pe podea, Ținând cont de dimensiunile lamei săbiei și singurul semn de dezordine pe care l-am văzut atunci era o ceașcă de cafea spartă în caminca și măsuța pe care se afla serviciului de cafea răstrunată pe podea. A doua ceașcă nu era spartă, era se vărsase pe covor, probabil când Field a simțit că ar putea să răstoarne masa, așa cum i-am arătat detectivului, al cărui nume era Wills. De obicei... Într-un caz ca acesta munca unui detectiv este împiedicată de o mulțime de servitori care se vaită, alargă de colo-colo prin casă și distrug orice indiciu care ar putea fi folositor unui polițist. Deci, primul lucru care m-a izbit a fost liniștea totală a casei și absența servitorilor. L-am întrebat pe Wills. Servitorii sunt plecați de la prânz, a zis. Dâl. Filia a trimis în oraș la un matineu de caritate pentru care le-a cumpărat bilete. S-a dus în hol și l-am auzit strigând-o pe domnișoara ven pe nume. Când s-a întors, a zis. Probabil că a plecat și ea, deși aș fi putut să jur că am văzut-o pe pajiște acum o oră. L-am trimis să telefoneze inspectorului șef. Sunt genul de om care nu vrea să aibă necazuri și nu există nicio cale mai bună de a avea probleme decât amestecul în treburile poliției locale. Nu spun că ne invidiază pe noi, cei de la Sutland Yard, dar pot face lucrurile mult mai bine. Mi au spus asta de multe ori. În timp ce telefona, m-am uitat la Field. Pe obraz avea o rană lungă de vreo câțiva centimetri, ceva mai mult decât o zgârietură, dar asta trebuie să se fi întâmplat înainte de moartea lui. Pentru că în buzunar am găsit o batistă plină de sânge. Nimic nu ar fi putut să provoace această rană decât un cuțitaș de hârtie care se afla pe masa de lângă perete. Am examinat lama, era perfect curată dar l-am pus deoparte pentru a fi examinat la microscop în cazul în care vreunul dintre acești inteligenți detectivi din Suri ar fi considerat că este necesar. Consider că trebuie să-i dai poliției locale tot ajutorul tău și oricum era sigur că vor chema pe cineva de la iard după ce îi vor fi dat asasinului timp destul ca să plece din țară. Din birou se ieșea pe două uși, una spre culoar și cealaltă spre o cameră din spatele casei. De cealaltă parte a culoarului era un fel de salon și sufrageria. Am spus un fel de salon pentru că era prea confortabil pentru a fi un salon adevărat. Am încercat ușa spre camera din spate, era încuiată. Evident că exista o altă ușă spre aceeași cameră din culoar, dar și asta era încuiată. Când Wills s-a întors de la telefon, telefonase deja și unui doctor, mi-a povestit cum l-a descoperit. Era de gardă singur în după amiaza aceea, al doilea detectiv plecase în oraș în mașina domnului Field, la matineul de caritate. Wills spunea că îi se spusese să stea prin împrejurimi dar departe de casă și să nu remarce nimic din ce ar vedea viu auzi. Se pare că nu erau niște ordine neobișnuite. Uneori, zicea Wills, veneau să-l vadă o femeie de culoare și un tânăr negru. De fiecare dată primeam aceleași ordine. De fapt, urmăream râul așteptându-i să apară. De obicei soseau într-o barcă cu motor din josul râului și acostau la pajiște. Azi nu i-ai văzut, l-am întrebat, a dat din cap. Nu, numai ordinele pe care le-am primit astăzi erau la fel ca în zilele când erau așteptați și de obicei toți servitorii erau îndepărtați ca și Miss Ven. Am aruncat o privire rapidă prin casă. Curiozitatea este într-adevăr defectul meu și voiam să știu cât mai multe despre Aext caz înainte să apară poliția din suri, cu ghetele lor cuținte și cu mâinile lor mari care acoperă toate ampretele. Cel puțin așa simțeam atunci. Căutăm în dormitorul lui Field când Wills m-a chemat jos. Este inspectorul șef adjunct, a zis. Nu i-am spus ce părere am despre inspectorul șef adjunct, pentru că țin la disciplină și nu este treaba mea să-i montez pe tinerii ofițeri împotriva superiorilor lor. Asta nu pentru că l-aș fi întâlnit vreodată pe inspectorul șef adjunct, dar am întâlnit alții. Dumneata ești minter, vorbea inspectorul șef adjunct. Da, domnule, am răspuns, așteptându-mă la niște ordine aiurea. Amănuntele privind această crimă mi-au fost transmise la telefon de Wills și am luat legătura cu Scotland yard Vrei să preiei acest caz? Am permisiunea șefului dumitale direct. Bineînțeles, îmi făcea plăcere și i-am spus-o. A promis să revină după amiază să mă vadă. Trebuie să spun că nu există în Anglia altă poliție mai strălucită și mai inteligentă decât cea din Suri. Este una din polițiile cele mai bine organizate și oamenii sunt ca niște ogari pe urmele vânatului. Să nu spună nimeni nimic împotriva poliției din Suri, eu țin cu ei. În primul rând am căutat în biroul din camera de lucru. Am găsit un pachet de scrisori, o cutie de oțel încuiată și căreia nu-i puteam găsi cheia, un pistol încărcat și într-un plic o mulțime de hărți și planuri de la Coange Diamond Sindicate. Știam de fapt că Field avea mari interese în industria diamantelor și că avea proprietăți de mare valoare în Africa. În alt sertar am găsit pașaportul și carnetul de depuneri în bancă ca și un mic registru privind investigațiile sale. După câte puteam să înțeleg avea o avere cam de o jumătate de milion. Mă uitam prin aceste hârtii când Will s-a venit să-mi spună că dl. Voș era pe malul celălalt și dorea să știe dacă pot să-l văd. M-am suit în barcă și am traversat. Era în scaunul său și ținea în mână ceva care semăna cu un cartuș. Am auzit despre crimă, a zis, mă întreb dacă asta are ceva de-a face cu cazul. Am luat cartușul de la el, mirosea sulf. Și apoi, de sub pătura care i acoperea genunchi a scos un pistol care arăta ciudat. L-am găsit împreună în pădurice, a zis, adică servitorii mei le-au găsit urmând instrucțiunile mele. Îți aduce aminte minter de fum, fumul pe care l-am văzut ieșind dintre copaci. Uitasem totul despre asta pentru moment, dar acum mi-am amintit. Este o mică bombă fumigenă, se folosea un război pentru semnalizare, a zis Voș. Fața lui subțire era aprinsă de nerăbdare. În momentul în care am auzit despre ce s-a întâmplat la Lone House, mi-am adus aminte de fum, era un semnal. Ni am scos scaunul și am venit drept aici cu doi valeți și am căutat cu atenție prin pădurice. Am găsit aceste două lucruri în spatele unui tufiș și încă ceva. Am mai căutat odată sub pătură și a scos al doilea cartuș, care, după cum am văzut, nu fusese descărcat. Cineva aștepta acolo să dea un semnal. Trebuie să fi fost cel puțin două persoane, a zis. Și apoi, este mort, cred. Am îngovinzat. A dat din cap și s-a încruntat. E ciudat, întotdeauna am crezut că o va sfârși așa. Nu știu de ce, dar era un mister legat de acest om. Unde este vedel? L-am întrebat și s-a uitat fix la mine. Vedel, acasă, bănuiesc. S-a întors și a strigat la cei doi valeți care stăteau mai la distanță. Nu îl văzuseră pe vedel. L-a trimis pe unul dintre ei să-l caute. Îl aveam pe vedel în minte chiar din clipa în care văzusem trupul lui filt cu sabia din tuna înfiptă în spate. Nu îi uitasem amenințarea și nici cazierul. Și dacă era un om pe lume care trebuia să dea socoteală pentru fiecare minut din timpul său acela era. Vedel! Nu m-am gândit la el, a zis Voș încet. A încruntat din nou din sprâncene și a râs. Nu se poate să fi fost vedel, l-am văzut când l-am văzut. S-a gândit puțin. Acum, dacă mă gândesc bine, nu l-am văzut toată dimineața, dar cred că poate da socoteală pentru timpul său. Își petrece cea mai mare parte a timpului în sala servitorilor încercând să-i sucească mintea cameristei. La câțiva metri de pădurice era o căsuță care dădea spre râu și care avea telefon. Valetul probabil că folosise acest telefon pentru că s-a întors în timp ce vorbeam și a spus că vedul nu era acasă și nici nu fusese văzut. Dl. Voș și-a întors scaunul electric și a mers lângă el spre pădurice. În zonă se numea păduricea Tapole, pe bună dreptate pentru că avea formă ele mormoloc pâlcuri mari care se răreau până când forma o coadă lungă, paralelă cu râul mergând în josul râului. Se termina la marginea proprietății, unde exista o alee îngustă care ducea la drumul principal. Atunci mai izbit faptul că oricine s-ar fi ascuns în pădure ce ar fi putut să o șteargă fără să atragă atenția, chiar dacă malul celălalt fusese plin de polițiști. Voș s-a întors acasă să se intereseze de servitorul lui. Mi a promis să-mi telefoneze de îndată ce va fi terminat iar eu m-am întors la barcă și am traversat. Când am ajuns erau acolo doi doctori și spuse spuseseră exact lucrurile pe care trebuie să le spună un doctor, că Field murise instantaneu, că numai un om foarte puternic ar fi putut să-l omoare și că oricum era un lucru îngrozitor. Aduseseră cu ei o salvare și am trimis corpul sub supravegherea lui Wills, Apoi ni am continuat cercetarea biroului. De fapt căutăm cheile. În casă erau două camere închise și deocamdată nu mă simțeam îndreptățit să sparg ușile înainte de sosirea servitorilor. M-am dus în spatele casei. Fereastra camerei închise era destul de sus și erau trase niște transparențe albastre astfel încât nu vedeam înăuntru. Mai mult decât atât, fereastra era închisă pe dinăuntru. Așa că am hotărât să aștept până când voi găsi cheile sau până când polițiștii din Suri, care erau pe drum, îmi vor aduce un șperaclu. De ce îi îndepărtase pe servitori în după amiaza aceea și ce îmi va putea spune Marjorie Ven când se va întoarce? Într-un fel mă bazam pe secretară mai mult decât pe servitori pentru că oricum știa mult mai multe despre viața lui intimă. M-am întors la birou și mi-am reluat activitatea printre hârtii. Răsfoiam un raport ingineresc referitor la mina Coanda când am auzit un zgomot. Cineva bătea încet și insistent. Recunosc că nu sunt un om nervos, superintendenți de poliție rare ori sunt. Dacă ești nervos mori înainte de a deveni sergent. Dar de data asta am simțit cum mi se ridică puțin părul pentru că bătăile veneau de la ușa camerei închise. Capitol 3 Nu era nicio îndoială în privința asta, ciocănitul venea din spatele ușii închise. M-am dus și am încercat clanța. Cred în miracole și m-am gândit că poate cel care bătea deschisese ușa din interior, dar a trecut repede. Apoi am auzit o voce... Vocea unei fete, strigând, ajutor, și soluția misterului mi-a apărut dintr-o dată. N-am mai așteptat să apară cheile, lângă ușa bucătăriei văzusem un topor mare, de fapt, mă gândisem că ar putea fi folositor în caz de necesitate. Am ieșit afară, am adus toporul și, strigându-i fetei să stea deoparte, am deschis ușa în două minute. Stătea în picioare lângă o canapea mare, cu aspect oriental, ținându se de spătar ca să nu cadă. Sunteți domnișoara Marjoriven? Nu-i așa. N-a putut să răspundă, dar a dat din cap. Fața ei era ca moartea, chiar și buzele îi erau aproape albe. Am făcut-o să ia loc și i-am adus un pahar cu apă. Bineînțeles că în clipa în care s-a simțit mai bine a început să plângă asta e problema cu femeile, când pot fi folositoare devin inutile. A trebuit să o liniștesc, dar au trecut 10 minute până când a putut să vorbească și să răspundă la întrebările mele. De când sunteți aici? Unde este el? A întrebat. A plecat. Bănuiam că se referă la Field. M-am gândit atunci că n-ar fi bine să-i spun că dâl. Field era tocmai în drum spre morgă. E o bestie, a zis, mi a pus ceva în cafea. Sunteți detectiv, nu-i așa? I-am spus că sunt superintendent. Nu din snobism, dar vreau să mi se recunoască gradul. Nia a trebuit mult timp să scot adevărul de la ea. Prânzise singură cu dâl, field și el devenise cam prea atent. Se pare că nu era prima dată când se întâmpla așa ceva era prima dată când vorbea despre asta. Și numai atunci și-a dat seama că toți servitorii fuseseră îndepărtați. De fapt, nu avea nimic să-mi spună din ceea ce eu deja intuiam. Nu se comparase corect, apoi schimbase tactica, își ceruse scuze și i-a crezuse că incidentul se terminase. Plec în seara aceasta, a spus. Nu mai suport. A fost groaznic dar îmi plătește un salariu foarte bun și nu-mi puteam permite să renunț. Niciodată nu m-am gândit că poate fi atât de josnic. Chiar și când cafeaua a fost amară la gust n-am bănuit nimic. Apoi a ridicat din umeri. Locuiți aici, Miss Ven. Crezusem că locuiește acolo și am fost surprins când a negat. Stătea cu chirie în căsuța unei văduve cam la o jumătate de milă de acolo se în casă, dar se întâmplaseră anumite lucruri și plecase. Nu era necesar să-mi explice care erau acele lucruri. Am început să am o altă părere despre domnul Field. Nu auzise nimic, nu și amintea când fusese dusă în cameră. Cred că cineva trebuie să-l fi întrerapt, el probabil că a ieșit și a închis-o în cameră. Mai târziu Wills mi-a spus că se apropiase de casă și Field ieșise furios și ordonase să se întoarcă la post. M-am gândit că, în acele condiții, când era mai calmă să-i spun ce se întâmplase. A fost îngrozită, aproape să nu mă creadă. Apoi a apucat -o, o criză de tremurat pe care eu am diagnosticat o dreptisterie. De data aceasta i-a trebuit ceva timp să se calmeze... Iar prima persoană pe care a menționat-o a fost Wills, detectivul. Unde era el, când a fost comisă crima? A întrebat. Am fost uimit de întrebare, dar ea a repetat-o. I-am spus că după câte știam Wills era pe drum stând de pază. Deci a fost aici, a spus ea cu atâta patimă încât am deschis ochi mari. Bine înțeles că a fost aici. A dat din cap neajutorată. Nu înțeleg. Ascultă domnișoară, am spus eu, și deși nu sunt familist am un mod patern de a fi despre care s-a vorbit foarte mult, cei toată povestea asta cu Wills. A tăcut mult timp și apoi, ca orice femeie, a ocolit răspunsul. Este îngrozitor, nu-mi vine să cred că este adevărat. Cei cu Wills, am întrebat-o din nou se gândi din nou la detectiv. Dl. Field avea intenția de a-l concedia astăzi. Abia azi dimineața a aflat că este fratele acelui om îngrozitor, pușcăriașul. Vedel, am întrebat repede și a încuvințat. Știați că dl. Field este cel care l-a urmărit în justiție pe Vedel ultima dată când a fost condamnat la închisoare. Știam toate acestea, după cum îi explicasem. Dar cum a aflat că Wills este fratele lui Vedel? Field aflase din întâmplare. Vâslea în josul râului, așa cum făcea uneori și i-a văzut pe cei doi bărbați stând de vorbă pe mal. Se înțelegeau atât de bine încât a intrat la bănuieli și când s-a întors l-a chemat pe Wills în birou și l-a întrebat de ce are de-a face cu un om de felul lui Vedel, iar Wills a scăpat adevărul. Nu a încercat să nege faptul că era fratele fostului pușcăriaș. De fapt, numai atunci Field și-a amintit cine era omul cu adevărat. Dă, Field mi-a spus, a continuat ea, că atitudinea lui a fost foarte nesatisfăcătoare și că vrea să-l concedieze. Chiar în momentul acela a sosit inspectorul șef adjunct cu mașina și a adus o mulțime de tineri străluciți care învățaseră toate cunoștințele lor de detectivi din cărți. Era penibil să-i urmărești căutând amprente și luând mulaje de gips ale piciorului gol precum detectivii din cărți, măsurând distanțele și instalându-și aparatele de fotografiat chiar dacă nu era nimic de fotografiat cu excepția mea. I-am spus șefului tot ce știam despre caz și l-am rugat să o trimită pe tânăra domnișoară acasă la gazdă cu mașina lui, apoi să-i trimită un doctor. Unul dintre străluciți lui asistenți a sugerat că ar trebui să o considerăm suspectă, dar sunt anumite sugestii cărora nici nu le răspund, asta era una dintre ele. M-am dus cu adjunctul să-l văd pe dâl. Voș care trimise se vorbă că avea vești despre vedel. Omului telefonase de la Guildford. De la jumătatea câmpului a zburat către mine. Trebuie să spun că scaunul lui electric depășise limita de viteză și mă miram că nu fusese încă ucis. Sunt unii oameni care nu ar trebui niciodată să fie admiși în treburile poliției pentru că devin plini de entuziasm. Cred că ideile lor despre crime provin din cărți. Voia să știe dacă avem ceva amprente iar fața lui s-a înroșit când i-am spus despre tânăra închisă în casă. Scandalos! Groaznic! Pe Dumnezeul meu, tipul ar trebui biciuit. A fost ucis, am spus, ceea ce este aproape la fel de rău. Apoi l-am întrebat despre Vedel. N-am nici cea mai vagă idee despre cum a ajuns la Guildford. Trebuie să fie avut o mașină care să-l aștepte. Este lucrul cel mai uimitor care s-a întâmplat vreodată. Ce a zis? L-am întrebat. Nu prea multe. A zis că va lipsi două-trei zile, pentru că a fost chemat de un frate bolnav, înainte să pot să-i spun ceva de crimă închis. M-am hotărât să caut în locuința lui Vedel. Era la marginea plantației și avea două camere, dintre care una era un soi de bucătării sufragerie iar cealaltă dormitor. Erau mobilate simplu, dar bine. Dl. voș care nu putea să-și întoarcă mașinăria pe ușă îmi striga explicațiile pe fereastră și mi-a spus că le-a mobilat el însuși. Exista un dulap, care conținea un costum vechi și unul nou, ca și o pereche de ghiete. Dar ceea ce am observat imediat a fost faptul că Vedel nu și-a luat pipa. Zăcea pe masă și arăta de parcă fusese uitată acolo în grabă. Alt lucru curios era un impermeabil lung agățat în spatele ușii. Era cel mai lung impermeabil pe care îl văzusem vreodată. Peste el era o pălărie neagră de fetru. Am luat impermeabilul și așezându-l pe pat, am căutat prin buzunare, este ceva care se face automat, și primul lucru pe care l-am prins între degete a fost un mic cilindru. L-am scos afară. Era un cartuș fumigând. L-am pus pe masă și am continuat cercetările. Unul dintre sertarele biroului era închis. N-i-am permis să-l deschid. Înăuntru era o cutie de tablă, neîncuiată, în care am făcut o descoperire. Trebuie să fi fost 300 de lire în bancnote de o liră, un pașaport pe numele Will Sydney Wills care era numele real al lui Vedel, și niște bilete până la Constantinopole. Erau bilete pentru vagonul de dormit pe numele lui Wills, puse într-un plic cu antentul CUC și, după ștampilă, am descoperit că fusese răcumpărate la biroul agenției Cook cu o zi înainte de crimă. În sertar mai era un al treilea lucru căruia nu i-am dat mare atenție atunci, dar care s-a dovedit a fi una dintre cele mai importante indicații ale cazului. Era o bucățică de hârtie pe care scria: Oprește la a doua piatră dintre tufișuri, întoarce spre Amberley Cercea a Treia în jos. I-am trimis-o inspectorului șef adjunct. Foarte misterios, a spus. Cunosc bine biserica Amberley, este cam la 8 mile de aici. Are o clopotniță faimoasă. După cum am spus, nu i-am dat prea mare importanță. Era prea misterioasă pentru mine. Am pus-o în buzunar și la câteva minute după aceea am uitat-o când am auzit că Wills, detectivul, lipsea. Capitolul 4 Dispariția lui Wills m-a năucit. Și nu sunt un om ușor de năucit. Din când în când întâlnești un detectiv ticălos, dar mai mult în cărți. Știam exact ce se va spune la Scotland Yard, mă vor acuza pe mine. Dacă un șemineu ia foc sau dacă o conductă de gaz explodează, inspectorul șef îi spune adjunctului, de ce nu este super mai atent. Wills nu făcuse nimic dramatic, se dusese la gară și își cumpărase un bilet până la Londra apoi plecase. Am luat legătura cu iardul la telefon, dar bineînțeles că nu se arătase pe acolo, așa că l-am înștiințat pe inspectorul șef despre tot ce se întâmplase și două modul în care mi-a spus cum de s-a întâmplat asta minter. Mi-am dat seama că eram aproape de o lovitură. Dacă nu eram unul dintre cei mai eficienți ofițeri din serviciu și dacă nu prindeam pe cel după care eram trimis, eu eram răspunzător de crimele lor. Aveam ceva dovezi. După ce am terminat de telefonat și am ieșit din casă, l-am găsit pe ajutorul de grădinar care mă aștepta. Îl văzuse pe Vedel îndreptându-se spre locuința lui cam pe la ora crimei. Îl remarcase pentru că purta un impermeabil lung care ajungea până la cărcăie și o pălărie neagră, impermeabilul avea gulerul ridicat și reverele trase ca și când ar fi plouat. Era ceva neobinuit pentru că era o zi destul de caldă. Grădinarul a crezut că era un străin care încerca să intre în casă, de aceea s-a dus spre el și l-a recunoscut pe vedel. Din ce direcție venea? Venea dinspre pădurea Tapole, a spus omul. I-am spus domnului Voș care m-a trimis să vă spun dumneavoastră. Îmi plăcea domnul Voș, era un om drăguț. Dar există ceva care mă zăpăcește: detectivismul amator. Bănuiesc că bătrânul nu avea cu ce să-și umple timpul și se bucura de această crimă, așa cum un fermier se bucură de ploaie după secetă. Era, dacă pot să spun asta, un cazan clocotind de emoție. Scaunul său electric se repezea de colo-colo, era în pădurea sanctuar cu vreo șase paznici de vânătoare și grădinari, căutând indicații care l-ar fi putut uimi și pe binecunoscutul Sherlock Holmes. Avea intenții bune, iar ăsta este lucrul cel mai greu pe care poți să-l spui despre un om. Mi-a dat o idee, de fapt nu numai una, dacă e să spun adevărul. Asta după ce am traversat iar cu barca la Lone House și m-am întâlnit cu el și cu cercetașii lui în pădure. De ce vă obosiți să vă sliți? A spus el. De ce nu-l rugați pe Gary Turston să vă împrumute submarinul? Am crezut că glumește, dar a continuat. Este o barcă cu motor. Eu îi spun submarin pentru că are o construcție ciudată. Mi a spus că barca lui Gheri fusese construită după propriul său proiect. Râul, deși nu este de mare importanță, este foarte adânc și duce bine înțeles la Tamisa unde conservenți Board aplică regulamentul împotriva vizitei. Pe Tamisa nu se pot folosi bărcile de viteză, pentru că valurile produse de ele distrug malurile și avariază barjele. Deoarece Gary este un vitezoman și avea o licență în științe ale naturii la Cambridge, își construise o barcă care să-i ofere maximum de viteză cu minimum de valuri. Cinstit vorbind arată ca un submarin. Nu are decât vreun metru și ceva deasupra apei, iar locul conducătorului seamănă mai mult cu o turelă decât cu un cockpit. Unde și o ține? Am întrebat. Se părea că avea un fel de hangar cam la vreo 200 de metri de fles. Mai târziu am măsurat și am constatat că erau exact 230 de metri în linie dreaptă de la Lone House. voi voș era plin de entuziasm, am mers până la marginea proprietății, am ajuns la un drum secundar și foarte repede am ajuns la un hangar mare și verde, dar nu era nicio barcă acolo. Probabil că este plecat cu ea, a zis Dâl. Voș puțin supărat, dar când se va întoarce, iată-l. A arătat spre râu și vă jur, deși vederea mea este la fel de bună ca a oricui altcineva n-am văzut nimic. Barca se mișca pe un fundal verde și deoarece era vopsită în verde era aproape invizibilă. Dacă nu i-aș fi văzut capul și fața mare ale lui Gertrude, n-aș fi văzut-o deloc. Partea superioară avea forma unui spate de balenă. Barca părea la același nivel cu valurile, gata să se scufunde. A venit spre noi foarte repede și Gheri ne-a făcut cu mâna în timp ce a adus barca la ponton și a coborât. Am fost în jos pe râu, a zis, și aproape am avut un accident, prietenii negri ai lui Field veneau încoace și erau cât pe aci să-mi agațe prora. Auzisem despre acești ciudați negri care veneau să-l vadă uneori pe Field și mă interesau foarte mult. Când s-a întâmplat asta, am întrebat. Mi-a spus, trebuie să fi fost cam cu o jumătate de oră înainte de comiterea crimei. Stăteau sub mal și probabil că băiatul a hotărât să traverseze chiar când eu atinsesem o viteză acceptabilă pentru acest râu. I-am evitat din întâmplare. De ce nu și-aduce Field prietenii băștinași într-o rixă? M-am gândit că era un moment bun să-i spun că Field își găsise moartea în după amiaza aceea. Nu a fost șocat, nu a părut nici măcar surprins, și când a spus, bietul de el, nu mi s-a părut foarte sincer. Apoi a întrebat repede. Unde era Miss Ven? Era în casă, am spus și l-am văzut pălind. Doamne Dumnezeule, a exclamat el, în casă când a fost comisă crima. L-am oprit. N-a știut nimic, e tot ce pot să-ți spun. Cel puțin, ea spune că nu știe nimic despre asta. Unde este acum? Voș era cel care a întrebat. Era mai șocat de faptul că tânăra domnișoară fusese închisă în cameră, deși îi spusese asta înainte, decât era de crimă în sine. Unde este ea acum? A întrebat Gheri. Părea bolnav de îngrijitoare. I-am spus că o trimisesem acasă și cred că s-ar fi repezit direct acolo dacă nu i-aș fi spus că n-are rost să o e decât dacă ea i-a acordat acest drept. Oricum, am spus, este martora poliției și doresc să nu se ia legătura cu ea. I-am spus pentru ce venisem, dar barca lui era nefolositoare pentru mine, era prea lungă și prea plină de tot felul de mașinări ca să-mi bat capul cu ea. Dar avea o barcă cu rame, sau cel puțin așa credeam. De fapt, era o șalupă cu motor cu care m-a dus pe fles și mi-a arătat cum să o mânuiesc. Nu Nu a să încă să mă uit prin hârtiile lui Field. În buzunar găsisem o legătură de chei. Avea și o cheie mai ciudată pentru care nu găseam întrebuințare. Am descoperit-o în seara aceea când cercetam pereții biroului. În spatele unui tablou care atârna pe perete am găsit ușa de oțel a unui safe. Era plin de hârtii, cele mai multe de afaceri. Tocmai mă uitam prin ele când a sosit Miss Marjorie Ven. Pe la cinci îi trimisesc un bilețel, spunându-i că aș dori să mă ajute să sortez hârtiile lui Field, când se va simți în stare. Nu mă așteptam să apară până a doua zi, dar a telefonat chiar înainte de a-mi începe căutările să întrebe dacă pot trimite mașina după ea. Era destul de calmă, îi revenise și culoarea în obraj și am văzut-o mai bine decât în ziua aceea pe malul râului când vedel se se ca un nitocan. Era idealul meu de femeie, fără isterie, fără leșinuri, liniștită și rezonabilă, așa cum femeile nu prea sunt. Servitorii se întorseseră de la Matineu și doream să știu cum trebuie să procedez cu ei. Ea s-a dus și a vorbit cu ei și a aranjat să rămână până se vor limpezi lucrurile. Totuși, vreo două dintre femei au vrut să plece acasă în seara aceea. Le-a plătit salariile din banii special ținuți pentru acest scop. Fără îndoială că era de un mare ajutor. Cunoștea aproape fiecare document la prima vedere, și m-a scăpat de necazul de a citi lungi contracte și înțelegeri locale. Când ne apucasem bine de lucru, am trimis după niște cafea. În timp ce o beam, mi-a spus ceva despre Field. Îi plătea un salariu bun, dar se temea de el, o dată sau de două ori fusese chiar pe punctul de a-l părăsi. Nu-mi place că spun așa ceva, dar era complet lipsit de scrupule a spus. Dacă n-ar fi fost prieten cu tatăl meu și dacă n-aș fi ascultat de dorințele tatălui meu, n-aș fi stat. Era ceva nou pentru mine, dar se părea că Field și tatăl domnișoarei Ven fusese răbuni prieteni în Africa de Sud. Lewis Ven murise acolo, cam la un an după ce Field găsise mina de aur. Când s-a întors dâl, Field aveam cam 15 ani și eram la școală. Mi-a plătit studiile și a ajutat-o mult pe mama, iar după moartea mamei mele m-a trimis la Oxford. Nu-l văzusem niciodată înainte. M-a convins să-mi abandonez studiile și să vin să lucrez la el ca secretară particulară. Îi eram profund obligată, a făcut o pauză. Cred că acum a anulat-o, a spus ea încet. Tatăl ei și dâl. Filt fuseseră oameni săraci care rătăciseră prin Africa căutând legendare mine de aur. Într-o zi au ajuns într-un sat băștinaș și au descoperit sub o grămadă de pământ un imens depozit de aur acumulat de secole în șir, pe care băștinașii îl scoteau din râu și care fusese moștenit din șef în șef. Șeful din Tuna a zis: "Sabia aceea", s-a oprit și s-a cutremurat. Așa ajunseseră pe urmele minei de aur. Dâl. Field vorbea adesea despre asta. S-a oprit destul de brusc. Acum cred că ar trebui să ne apucăm de lucru, a spus. La vreo 5 minute după, am făcut o descoperire. Seiful avea fund dublu, acolo am găsit un plic lung pe care scria Ultima voință și testamentul lui John Carlos Field. Plicul era sigilat. Am rupt sigiliul și l-am deschis. Era scris pe o coală dublă, evident de mâna lui Field și după ce folosise balivernele cu care începe orice document legal, spunea, las tot ceea ce posed la moartea mea lui Marjorie Ven, cu domiciliul în Clive Cottage, din această parohie. Mie, Marjorie Ven arăta de parcă îi se se o vedenie. Evident că nu credea ce îi citisem. Dacă dumneata ești Marjorie Ven a încuviințat. Acesta este numele meu complet. Vorbea ca cineva care alergase și nu mai putea răsufla. M-a întrebat într-o zi care este numele meu complet și i-am spus, dar... Era foarte mult între locul în care el și martorii semnaseră și acolo scrisese un codicil, care era de asemenea semnat de martori. Doresc ca suma de 500 de lire să fie plătită soției mele, Lita Field, iar suma de o mie de lire fiului meu Joseph John Field. Ne-am uitat unul la celălalt. Deci era însurat, a spus ea. În clipa aceea unul dintre oamenii mei a intrat înăuntru. Vă caută un tânăr, zice că îl cheamă Joseph John Field. M-am ridicat, la fel de uimit ca și fata. Condul înăuntru, am zis. N-am spus niciun cuvânt. Ușa s-a deschis și în camera a intrat un tânăr negru, înalt și bine. Numele meu este Joseph John Field, a spus. Capitolul 5 Am spus cumva că nu mă zăpăcesc ușor. Sigur că nu, dar în ziua aceea m-am zăpăcit de două ori. M-am uitat la negru, m-am uitat la marjori. Băiatul avea cam 19 ani, stătea nemișcat, fără nicio expresie pe față sau în ochii lui negri Joseph John Field am spus Sunteți fiul lui Joseph Field care a fost proprietarul acestei case Am îngovîințat Da, sunt fiul lui, a spus încet Mama mea este fiica șefului din Tuna Mă uitam la el Credeam că aceste cazuri există doar în mințile celor care scriu scenarii de film dar negrul emita o asemenea pretenție încât pur și simplu nu puteam să-l cred. Deci bunicul dumitale a fost șeful din Tuna, bănuiesc că știi că sabia din Tuna. M-a întrerupt. Da, știu. Cine ți-a spus? Am întrebat Aspru. A ezitat. Un detectiv. I a telefonat mamei mele astă seară. Wills, am întrebat. A ezitat din nou. Da, Bill Wills. A fost prieten bun cu noi. Odată a salvat-o pe mama mea când a vrut să o bată de... Field. Mama dumitale este neagră. Am întrebat. Nu aveam timp să-l menajez, dar se pare că era unul dintre acei negri raționali pe care nu-i deranjează să fie numiți așa. A dat din cap. Este de tip negroid, dar este aproape la fel de albă ca un european. Avea vocea cultivată a unui gentleman englez. Am aflat apoi că învățase la o școală de stat și acum urma cursurile universității. Dil, Wills credea că trebuie să vin să vorbesc cu dumneavoastră, deoarece mama mea și cu mine am fost în vecinătate astăzi și, pentru că se știa că am fost aici în vizită de curând, am putea fi bănuiți. Bineînțeles, tinere, am spus eu, abia atunci l-am poftit să ia loc. Marjorie asculta, fascinantă. Tânărul și-a tras un scaun de partea cealaltă a biroului. Avea mănuși închise la culoare și un baston de abanos. Costumul lui era făcut de un croitor de lux. Era mai elegant decât orice negru pe care îl văzusem vreodată. Nu avea nimic ostentativ în îmbrăcăminte, iar vocea era de gentleman adevărat. A băgat mâna în buzunar, a scos o casetă de piele, a deschis-o și mi a întins o hârtie îmbăturită. Avea antetul, 17 martie, ziua Sfântului Patrick, 1907, la misiunea iezuită din Cobulu. Scrisă cu o cerneală care părise de vreme, urmau aceste cuvinte, astăzi, în conformitate cu ritualurile Sfintei Biserici, am oficiat căsătoria dintre John Carlos Field, englez și Lita, fiica lui Cosulu, șeful din Tuna, drept pentru care am eliberat acest certificat. Michel Aloisius Valeti, să G. Se confirmă, moron, comisar regal. Automat, i-am înmânat documentul domnișoarei Ven. L-a citit. Este certificatul de căsătorie al mamei dumitale, a zis a încuviințat. Dumneata ești Miss Marjorie Ven. Nu te-am mai văzut, dar te cunosc foarte bine. Mama mea l-a cunoscut pe tatăl dumitale. Acum peste 20 de ani au venit împreună în satul nostru, tatăl meu și al dumitale. M-am gândit că acum era foarte bine să-l întreb despre viața lui Field în Africa, dar băiatul n-a vrut să-mi spună nimic, cu excepția faptului că Filt s-a purtat foarte urât cu mama lui și a adus cu el alte triburi pentru a ataca satul și l-a ucis pe șef, socrul lui. Eram puțin șocat de faptul că un tânăr negru pretindea că este fiul unui alb, dacă aș fi avut puțină minte mi aș fi dat seama că asta este una din glumele pe care le face natura în căsătoriile între oameni de culori diferite. Era de înțeles de ce Field își îndepărta servitorii ori de câte ori îl vizitau soția și fiul lui. Primul meu impuls a fost să-l admir pe Field pentru că a făcut ceea ce trebuia pentru acest fiu de culoare, dar apoi mi-am dat seama că nu putea să facă altfel. Nu cred că soția lui îl șantaja, dar ideea că s-ar afla că acest gentleman de țară era căsătorit cu o negresă era probabil suficientă ca să-l facă să-i plătească tăcerea. Nu putea nici să divorțeze și nici să o lase să divorțeze fără să iasă scandal. I am spus că Field îi oferise mamei lui o mare sumă de bani pentru a depune o cerere la tribunalul districtual ca să divorțeze, dar mama lui nici nu voia să audă de divorț pentru că fusese răcăsătoriți catolic. Am vrut să văd reacția lui la testament, așa că i-am spus că practic a fost exclus, exceptând o mie de lire. Nu a fost deloc surprins, mai mult l-a mirat faptul că îi lăsase totuși ceva. Unde a murit tatăl meu? A întrebat deodată fata, dar Joseph Field nu putea să spună decât foarte puține lucruri despre ce se întâmplase în Africa acum 20 de ani. Probabil că nu știa foarte mult, deși bănuiesc că știa mai multe decât era gata să ne spună. Cu toate acestea, a făcut puțină lumină în privința neînțelegeri dintre Field și șeful din Tuna. Tatălui meu îi era greu să localizeze mina și s-a întors să încerce iar. A încercat să-l convingă pe Cosulu, bunicul meu, să-l lase să ia o parte din aurul care se păstra în sat. Cosului era șef cu puteri de pline și aurul fusese strâns secole de rândul. Pentru a pune mâna pe acest aur a atacat satul. Tatăl meu a luat parte la acest atac. A întrebat fata repede. Joseph Field a negat. Nu, Miss Ven. Asociația dintre ei se rupsese deja. La vremea aceea tatăl dumneavoastră prospecta în altă parte s-a întors în sat după ce cosul o a fost rănit și l-a îngrijit. John Field era foarte dezamăgit pentru că nu i se dăduse aurul. A crezut că dacă se căsătorește cu mama mea va putea intra în posesia aurului. În momentul acela dâl, Ven era foarte bolnav. Mama mea îmi spunea că dorea să se întoarcă pe coastă, la ceea ce dumneavoastră numiți civilizație. L-am văzut zâmbind. Cred că avea propria lui idee despre civilizație. În drum spre coastă, tatăl dumneavoastră a murit. L-am întrebat de câte ori el și mama lui au venit la Lone House, dar nu am aflat nimic de care să mă pot servi. Veniseră doar o dată fără invitație, atunci când Will s-a trebuit să intervină pentru a o salva pe femeie de bătaia lui John Field. Nu mai aveam altceva de făcut decât să iau numele și adresa. Locuia împreună cu mama lui într-un apartament în Bayswater și i-am spus că le voi face o vizită cu prima ocazie. Ce credeți despre asta? Am întrebat-o pe Fată după ce a plecat. A dat din cap. Mi se părea tristă și nu înțelegeam de ce, deși nu-mi dau eu prea mult osteneala de a analiza sentimentele femeilor. Nu vi se pare tragic, bietul tânăr cu toate instinctele unui gentleman și culoarea unui negru? I am spus că pe negri nu-i deranjează culoarea lor și numai unui individ de mâna a treia îi funcționează complexul de inferioritate deoarece se întâmplă să aibă o altă culoare decât individul care urmează să fie executat pămâna viitoare pentru că i-a tăiat gâtul soției. Este cam tot același lucru cu un alb năucit că nu se potrivește cu Paul Robeson. Nu am mai făcut cercetări ci ne-am petrecut următoarea oră discutând despre Joseph John Field și rolul pe care se poate să-l fi avut. I-am spus că știam că fuseseră în zonă în ziua aceea și i-am spus și de la cine avem informația. La auzul numelui lui Gary Thurston s-a înroșit și a început să vorbească despre barca lui. Este ciudat, a spus. Dăl, fi dura bărcile cu motor. Cred că nu-i plăcea să fie spionat și credea că Geri vine până pe fles ca să, ei bine, să mă vadă pe mine. Și l-ai văzut des, am întrebat-o. Suntem prieteni foarte buni, a răspuns. Este ciudat, dar o femeie nu-ți va răspunde niciodată direct la o întrebare directă. Cu toate acestea, era un subiect în care deocamdată nu doream să intru, așa că am trecut peste el. Adevărul despre relațiile lui John Field trebuia să se vadă la interogatoriu. I-am spus asta lui Joseph când l-am văzut în afară locului crimei, dar nu a părut foarte supărat. Mi a fost foarte clar că nu se făcuse risipă de afecțiune între tată și fiu. În general, când vorbea despre el îl numea John Field. Se vedea că nu uitase incidentul cu biciul și probabil mai erau și alte incidente despre care nimeni nu știa nimic. Acum era ușor de înțeles de ce Field nu-l plăcea pe Wills, știa prea multe și probabil că se baza pe ceea ce știa. Cred că femeia trebuie să-i fi spus detectivului că era soția lui Field. Brusc mi-a venit o idee. Te deranjează dacă îți pun o întrebare mai delicată, Miss Marjorie? Am întrebat-o. A zis nu și am întrebat-o dacă nu cumva Field n-o ceruse în căsătorie. De trei sau patru ori, a spus încet și nu am mai continuat, pentru că ar fi putut fi un subiect penibil pentru ea. Din ceea ce îmi spusese se părea că Field dusese o viață de pustnic, nu cunoștea pe nimeni în vecinătate și nu-și făcuse niciun prieten. Dâl, Voș l-a invitat odată la cină, dar a refuzat. A încercat să cumpere haintorpe. Casa domnului Voș a înbovințat. Nu-i plăcea să locuiască cineva atât de aproape de el și cred că dorea să-și construiască o casă pe Jolly Boy Hill, de fapt, i-a oferit domnului Voș o sumă mare de bani numai pentru deal, dar oferta nu a fost acceptată. În seara aceea nu se mai puteau face prea multe. Dăl! Voș mă invitase să stau la el, așa că după ce am condus-o acasă, l-am rugat pe unul dintre oamenii noștri care se pricepe la motoare să mă conducă peste fles. Acolo am găsit o mașinuță cu două locuri pe care dl. Voș mi-o pusese la dispoziție, nu mă pricep la bărci cu motor, dar pot să conduc o mașină. După cum am spus, casa se află într-o mică poiană înconjurată de copaci. Cărarea spre casă este de lățimea unei mașini mici. Drumul trece puțin prin păduricea Tapole, prin partea cea mai deasă. Eram la câțiva metri de ieșire, când am văzut, în lumina farurilor, pe cineva stând lângă un copac. Crezând că este unul dintre cercetași, am încetinit și am strigat. Vrei să te duc acasă? Nici nu am apucat bine să rostesc aceste cuvinte că silueta s-a și îndreptat și a tras de două ori spre mine. Capitolul 6 Bloanțele au trecut atât de aproape de mine încât am crezut că m-a lovit. O clipă am rămas înmărmurit de uimire. M-a adus la viață vederea siluetei care fugea. Într-o secundă am ieșit afară din mașină, dar deja nu-l mai vedeam. Dacă m-aș fi gândit să rotesc mașina cu farurile aprinse, aș fi putut să văd. Dar așa orbe că am prin întuneric fără șansa de a-l urma. Trebuie să spun că dâl. Voș făcuse zeci de plimbări în pădurea Tapole, deci exista o mulțime de cărări în toate direcțiile, un adevărat labirint, nu. M-am întors la mașină să iau lanterna, ceea ce ar fi trebuit să fac de la început. Ar fi trebuit să-mi dau seama că orice căutare era o pierdere de vreme, dar un om în care s-a tras nu mai gândește la fel de calm ca un inspector șef care stă în biroul lui, după cum i-am spus mai târziu. Nu mi-a fost greu să găsesc locul în care stătuse. Am găsit două cartușe de pistol automat zăcând pe iarbă. Mai erau calde când le-am găsit. Le-am păstrat, pentru că acum există un procedeu de a identifica pistolul din care s-a tras după cartuș, dar nu mi s-a părut o treabă satisfăcătoare pentru seara aceea. În cele din urmă, mi-am dat seama că era o pierdere de vreme să alerg prin pădure. Singura speranță era ca focurile de armă să-i fie alarmat pe paznicii de vânătoare ai domnului Voș și să-l fi văzut pe om. Se pare că fusese alertați, dar în direcție greșită. Căsuțele lor erau de partea cealaltă a casei și i-am întâlnit alergând în drumul meu spre Haintorpe. Până când le-am spus ce s-a întâmplat, mi-am amintit că aveam doi sau trei detectivi la Lone House care ar dori să știe cei cu focurile de armă, așa că m-am întors să le spun. Tocmai le spuneam să se anunțe posturile de poliție din jur, gândindu-mă la un baraj pe drumuri, când am auzit alte două focuri trase foarte repede veneau din direcție Haintorpe, m-am suit iar în mașină și m-am repezit pe drum, dar nu atât de repede cât s-ar fi putut pentru că aveam polițiști și paznici de vânătoare înghesuiți în mașină sau agățați de praguri. Intrarea la Haintorpe este o galerie și primul lucru pe care l-am văzut în lumina farurilor a fost o scară așezată de-a latul drumului. Casa era în fierbere. Un servitor, care părea bolnav de frică, m-a întâmpinat și m-a rugat să vin în camera domnului Voș. Ne-am dus cu liftul. Dl. Voș stătea în pat. Era roșu la față, părul lui alb era zbârlit și era în pijama. Privește, a urlat și mi-a arătat spătarul curbat al patului. Fusese făcut din lemn aurit, dar acum, pe o distanță de vreo 30 de centimetri era zdrobit. Au tras în mine, a spus. Să fi zis, a spus. A urlat. Privește. Deasupra patului era o gaură pătrată în perete care distruse se zugrăveala și o aruncase în toate părțile. Distrugerea era atât de mare încât nu părea făcută de un glonț automat. Când mi a arătat ușile care duceau spre galerie am înțeles de ce. Una din uși era făcută bucățele, iar cealaltă avea o gaură foarte clară, ambele gloanțe trebuie să fi ricoșat în momentul în care s-au lovit de opoziția geamului. Am ieșit deasupra galeriei. Era înconjurată de o balustradă joasă și avea deasupra un gen de umbrelă, dăl. Voș obișnuia să se ducă acolo să stea la soare și uneori dormea acolo. Pe balustradă am descoperit unul dintre cartușe, iar celălalt pe alee în dimineața următoare. După ce l-am liniștit pe dâl, Voș a povestit ce se întâmplase. Se pare că nu auzise primele două focuri trase asupra mea, dar fusese trezit de zgomotul unei scări care era sprijinită de galerie. S-a ridicat în pat și a aprins lumina. A fost cea mai mare prostie pe care puteam să o fac, pentru că nemernicul putea să-și vadă ținta. Nici n-am aprins bine lumina și bang. Aproape că am văzut geamul zdrobindus. Deși fusese considerat ca un om cu nervi de oțel, tremura din cap până în picioare. O aștie de lemn îi tăia se mâna dreaptă și o avea înfășurată într-o batistă. Am vrut să-l vadă un doctor, dar a respins ideea disprețuitor. Am coborât în timp ce se îmbrăca ajutat de un servitor și după un timp a coborât cu liftul și a venit în bibliotecă. Era mult mai calm și se gândise deja la o mulțime de teorii, destule pentru a sta treaz toată noaptea. Am chemat toți servitorii din casă în bibliotecă și i-am interogat unul câte unul. Nimeni nu-l văzuse pe cel care trăsese. Scara aparținea grădinarilor și era folosită în livadă, dar stătea pe lângă casă. I-am întrebat pe toți dacă nu văzuseră un pistol în posesia lui Vedel. Nu prea știau, doar un grădinar văzuse un pistol automat în căsuța lui Vedel. Dâl, Voș era foarte sigur. Fără nicio îndoială că avea un pistol, a zis. L-am văzut exersând odată și i-am spus să-l arunce în râu. Mi a spus atunci ceva ce nu-mi spusese niciodată înainte, în ultimul an primise două scrisori de amenințare scrise de un anonim. M-am gândit că nu merită să le păstrez, a spus. Erau scrise de un analfabet și m-am gândit mereu la niște țigani pe care i-am dat afară de pe pământul meu cam anul trecut pe vremea asta. Nu erau scrise de vedel. Nu, a spus încet. De fapt, cred că până acum nu i-am văzut scrisul de mâna lui Vedel. Aveam în buzunar bucățica de hârtie pe care o luasem din căsuța lui vedel și i-am arătat-o. A examinat masa și a citit următoarele cuvinte: oprește la a doua piatră dintre tufișuri, întoarce la Amber ricerca treia în jos. Am luat hârtia de la el. Aș fi putut să jur că al treilea și al patrulea cuvânt erau, aruncătură de piatră, dar mi-am dat seama că am făcut o greșeală chiar schimbând cuvintele pentru mine era același lucru. Cred că este scrisul lui Vedel, a spus. Ce înseamnă? N-am nici cea mai vagă idee, am răspuns. Problema este alta, seamănă scrisul cu cel din scrisorile anonime primite. A dat cap. Din câte îmi amintesc cu, nu. A scos niște scrisori din buzunar, încercând să găsească un bilețel scris de Vedel era unul dintre acei oameni neatenți care țin banii, scrisori și alte fleacuri în același buzunar. Căutând printre ele a aruncat cam jumătate. Am buzunarele pline de fel de fel de prostii, a spus. Eu le numesc coșul de hârtie al unui burlac. M-am aplecat și i-am scos din coșul de hârtie ceva ce aruncase. Se poate să fi fost bancnote vechi, pătate cu cerneală, dar am nasul fin la mirosul banilor. Poate că ești dumneata un om bogat, am spus, dar n-ai niciun motiv să arunci banii la coșul de hârtii. Erau patru bancnote, trei de zece lire și una de douăzeci de lire. A chicotit la gândul neglijenței sale. Poate de aceea se ocupa de pe urma neatenției mele. Era aproape patru când m-am dus în camera mea după ce am vorbit îndelung cu inspectorul șef la telefon. Eu sunt un polițist de modă veche care are obiceiul de a-și nota în agenda. Cu o bucată de creion și o hârtie îmi pot aduna gândurile pe o pagină. Iată faptele. 1. Un bărbat foarte bogat care locuia într-o casă singuratică pe malul râului a fost ucis. Singura indicație palpabilă este o amprentă de picior gol pe pământul din exterior. 2. În momentul crimei și închisă într-o cameră din casă se află secretara lui particulară, o tânără căreia i-a făcut curte deși era însurat. Era imposibil să fi închis ușa singură deoarece cheia ușii a fost găsită în buzunarul celui mort când a fost căutat. 3. Unul dintre detectivii angajați să-l păzească pe Field dispare și descoperim că este fratele lui Vedel, valetul domnului Voș, un tip care s-a certat și s-a bătut cu Field și care l-a amenințat că se va socoti cu el. 4. Vedel și Wills dispar, dar în noaptea următoare crimei apar niște persoane necunoscute care trag în mine și încearcă să-l asasineze pe dăl. Voș. 5. dl, Gary Turstan. Care o iubește pe secretară, are o barcă cu care s-ar putea apropia de casă fără să fie văzut. Declară, ceea ce este confirmat, că se plimba de-a lungul râului aproximativ la ora crimei și descoperă o negresă, care este soția lui Field, și un tânăr negru care este fiul lui Field, foarte aproape de casă. După ce am scris toate acestea, soarele răsărise deja. Nu mai îmi era somn. E ciudat, există un punct dincolo de care oboseala nu mai poate fi suportată. Ori cazi într-un somn greu, ori ești deodată foarte vioi. Eu eram foarte vioi, am făcut baie, m-am ras, m-am îmbrăcat, am coborât și am ieșit afară. Avea să fie o zi minunată, soarele era sus, aerul era proaspăt și plăcut. Am hotărât să o iau prin parc către Lone House. Știam că detectivii vor fi acolo și voi putea să beau o cafea cu cei care nu dormeau. Am plecat destul de vesel, neștiind că aveam să fac o descoperire care urma să schimbe toată povestea. După cum v-am spus, pentru a ajunge în locul unde râul se lățește într-un mic lac trebuie să treci prin pădurea Tapole. Păsările cântau și era o dimineață pe care nu puteai să o asociezi cu poliția, cu crimele și cu focurile în miez de noapte. Am ajuns în locul în care se trăsese în mine, deși nu mă așteptam să găsesc nimic. Am simțit nevoia de a ieși din cărare și de a cerceta printre tufișuri. Exista posibilitatea de a găsi ceva ce ne scăpase. Răscoleam cu un băț prin vegetație și eram pe punctul de a pleca, când deodată am văzut două picioare ieșind dintr-un tufiș erau depărtate, cu degetele în sus. Omul, oricine ar fi fost el, era probabil întins pe spate. Nu mă emoționez ușor, dar ceva în nemișcarea acestor picioare mi-a dat fiori pe șira spinării. Am ocolit repede tufișul. Un bărbat era întins pe spate, cu brațele întinse și cu fața întoarsă spre cer. Nu era nevoie să vezi sângele de la gât ca să-ți dai seama că e mort. Mă uitam la el fără grai. Era singurul om pe care nu mă așteptam să-l găsesc ucis în dimineața aceea de va. Capitolul 7 Omul ucis era Vedel. Fusese împușcat de aproape, iar doctorul care l-a văzut după aceea a zis că probabil a fost ucis instantaneu. Ceea ce m-a izbit pe moment era faptul că nu fusese ucis acolo unde a fost găsit. Atitudinea lui, Faptul că nu era aproape deloc sânge pe pământ și faptul că mai târziu am găsit urmele unui corp greu târât printre tufișuri, totul mi-a confirmat prima impresie. N-am făcut niciun fel de cercetări pe moment, căci am luat-o la fugă prin pădure pentru a ajunge la marginea apei și pentru a cere ajutor de la Lone House. Primul lucru pe care l-am văzut era ciudata barca a lui Gary Thurston. Era legată la mal, de un copac și fusese trasă de apă aproape în întregime pe mal. Unul dintre oamenii noștri era pe pajiște, așa că i-am strigat să traverseze. A venit în băncuța cu motor. De când este barca asta aici? Am întrebat. Nu știu. Am văzut-o cam acum un sfert de oră când am ieșit pe pajiște și m-am întrebat ce face acolo. Este a domnului Turstan? Nu. Nu prea mă gândeam atunci la proprietarul bărcii, ci l-am dus la locul unde zăcea cadavrul și am început amândoi cercetările. Nu auzise nimic în timpul nopții, dar spre dimineață îi se păruse că aude motorul unei mașini. Părea că vine de foarte departe și nu semăna cu zgomotul de împușcături pe care l-auzise mai devreme seara. Am căutat repede prin buzunarele lui Vedel pentru că deja îi fusese întoarse pe dos. În buzunarul de pe coapsă, pe care era așezat, am găsit banii, cam 200 de lire. Banii m-au șocat și mi-au stricat toate calculele inițiale. Asta dovedește cât este de periculos ca un polițist cu experiență să-și facă o părere prea repede. 180 de lire, a spus sergentul după ce i-a numărat. I-am pus în buzunar fără un cuvânt. Am început să cercetăm pădurea și în 10 minute am găsit locul unde fusese comisă crima. Ne-am fi putut da seama după niște semne, dar am găsit o valiză și un pardesiu. Locul era cam la 30 și ceva de metri de șoseaua care trecea prin pădurea Tapole, foarte aproape de locul unde se trăsese în mine cu o seară înainte. N-am avut timp să cercetăm valiza decât superficial și nu ne-a spus prea mare lucru. M-am întors la Fles și am examinat barca lui Gary Thurston. Podaua cockpitului era acoperită cu un covor de cauciuc în caruri albe și albastre, pe covor erau urme de picioare pline de noroi. Nu era foarte mult noroi, dar erau foarte ude, se părea că cineva se rostobolise prin apă înainte de a se urca în barcă. Luând bărcuța cu motor, m-am dus la hangar. Porțile dinspre râu erau larg deschise, ușa dinspre pământ era închisă. Știam, îmi spusese Gary Turstan, că porțile se deschid automat apăsând o manetă din interiorul hangarului și asta se putea face numai din interior. Hangarul era susținut de piloni și mi-am dat seama că cineva care ar veni pe sub apă ar putea să se cațere în interior. I-am spus detectivului să ducă valiza la Lone House și luând mașina poliției m-am dus la Dobei Manor, locuința domnului Gary Turstan. Era un vechi conac elisabetan, unul dintre locurile care se vizitau în zonă. Nu sunt obișnuit cu apucăturile clasei nelucrătoare și am crezut că îmi va trebui o oră ca să mă fac auzit la ora aceea a dimineții. Dar prima persoană pe care am văzut-o când am coborât din mașină a fost însuși Gary Turton. Era treaz și îmbrăcat și după cum arăta am bănuit că nu dormise toată noaptea. Era neras și arăta ca după o lungă partidă de poker. Te-ai trezit devreme, Domnule Thurston, am spus și a zâmbit. N-am dormit toată noaptea. Abia am ajuns. Și apoi, zise brusc, l-au găsit pe vedel. Era întrebarea pe care mă așteptam să mi-o pună, și am fost luat prin surprindere. Nu credeam că-l interesează persoana lui vedel. Da, l-am găsit, am răspuns. L-am privit drept în față. Dar arăta ca o mască și nu mi-a spus nimic. A tăcut un moment și apoi a zis: Deci l-ați găsit, vorbea foarte rar ca și când ar fi gândit fiecare cuvânt. Mă așteptam să mă întrebe unde fusese găsit vedel. Am intuit că întrebarea îi stătea pe buze, dar dintr-un motiv oarecare nu a îndrăznit să o pună. Venisem să-l întreb despre barcă. Era un interogatoriu de prevedere pentru a clarifica dacă permise se cuiva dintre vecinii să folosească barca. Dar atitudinea și înfățișarea lui mi au schimbat punctul de vedere. Da, am continuat privindul fix, l-am găsit împușcat în pădurea Tapole. Era un tânăr frumos, dar când a vorbit fața lui părea cenușie și bătrână. Nu-i adevărat, a vorbit aproape în șoaptă împușcat. Doamne Dumnezeule, ce groaznic! Nu era momentul să facem conversație de politețe, i-am pus următoarea întrebare fără ocolișuri. Unde ați fost toată noaptea, domnule Turstan? A roșit violent. Nu a încercat să ascundă faptul că nu fusese în pat. M-am fățit prin împrejurini, s-a bâlbuit. N-am putut să dorm, vedă-l mort. Ce lucru absolut înfiorător! De ce îl interesa vede la atât de mult, viu sau mort? Asta mă punea pe gânduri, dar atât de multe lucruri mă puse seră pe gânduri în ultimele 24 de ore. A oprit orice alte întrebări spunând. Să intrăm și să bem o cafea, întorcându-s brusc, a luat-o înaintea mea prin grădină, pe scări până la terasa din fața casei. Primul lucru pe care l-am văzut pe terasa a fost ceva sub o pânză care arăta ca o mitralieră. Nia a văzut privirea în direcția aceea și eu am observat că s-a încruntat. Ar fi trecut peste, dar eram curios. Asta, a zis puțin încurcat, este un telescop. Casa, după cum vedeți, este construită pe o înălțime și dacă este senin se vede la 40 de mile departare. Dacă n-ar fi, Jolly Boy Hill s-ar vedea destul de bine catedrala St. Paul și s-ar putea spune câte ceasul după orologiul ei. Era o dimineață destul de senină. Cam la 5 mile se vedea săgeata unei biserici. Ce biserică este? Am întrebat. Este Amberly? A răspuns. Amberly Church. Mi-am amintit bilețelul găsit în camera lui Vedel, oprește la a doua piatră dintre tufișuri, întoarce la Amber Research a treia în jos. Părea nerăbdător să intrăm, așa că a luat-o înaintea mea și s-a întors să vadă dacă îl urmam. În general vorbind nu eram ușor de aiurit, dar comportamentul acestui tânăr, interesul pentru vedel și faptul că nu fusese acasă toată noaptea, Noaptea în care fusese ucis vedel, îmi răsturnaseră cele câteva teorii destul de interesante care mi se formaseră în minte. În timp ce stăteam în holul care arăta ca o micuță capelă, i-am spus de ce am venit. S-a uitat fix la mine când i-am vorbit despre barcă. Nu înțeleg, a spus. N-am mai folosit barca de când m-ați văzut pe râu. Vreți să-mi spuneți unde ați găsit-o? I-am descris poziția unde fusese amarată barca și spre surprinderea mea a întrebat. Lucrurile lui Vedel erau în barcă sau pe mal. Când i-am spus despre valiză am avut impresia că a părit puțin. S-a ridicat repede de la masă, lăsându-și cafeaua neatinsă și a început să se plimbe de colo-colo prin cameră. Nu știam ce să mai cred. Neliniștea lui nu era firească pentru un om care nu are nimic mai mult decât un interes de ocazie în moartea lui Vedel. L-am întrebat iar. Ce ai făcut azi noapte? Am fost în oraș, a răspuns. Avea în voce ceva de genul, mai dute dracului, ceea ce era puțin neașteptat. Domnule inspector, nu văd de ce vă interesează mișcările mele. La ce oră te-ai dus în oraș? La șapte seara, se poate să fi fost opt. Nu am luat cina aici. M-am uitat la costumul lui Gri. Trebuie să se fi dus în oraș cu treburi foarte importante dacă a stat toată noaptea. Atunci mi-am dat seama că nu se întorsese de mult când am sosit eu, dar greșeam pentru că apoi am aflat că se întorsese pe la trei. Nu avea niciun rost să-l alarmez. I-am zâmbit cât am putut de frumos ți se răcește cafeaua, domnule Thurston, am spus și mi-am mai turnat o cafea. Dacă v-am pus vreo întrebare pe care nu trebuia să o pun, îmi pare rău. Mi-am băut cafeaua. Cred că o să mă întorc la Lone House să văd ce au găsit în valiza lui Vedel. Ai mai văzut-o pe Miss Ven în ultima vreme? Nici nu pusesem bine întrebarea când am auzit o voce de femeie în spatele meu. Pot să intru, vă rog? Am întors capul. În cadrul ușii era o femeie. Cred că avea cam 40 de ani. Era subțire și înaltă, îmbrăcată într-un costum îngrijit și deși nu avea nici culoarea și nici trăsăturile specifice rasei, am știut că este negresă și am bănuit că este soția lui John Field. Capitolul 8 Ultima persoană din lume pe care m-aș fi așteptat să o văd era negresa cu care se însurase John Field în Africa și am fost atât de surprins încât nu am putut să scot niciun cuvânt. Nu vă puteți imagina nimic mai ieșit din comun decât această tânără femeie în holul înalt și boltit al conacului. Nu se potrivea cu țara și nu se potrivea nici cu casa. Ciudat este că în timpul nopții mă hotărâsem să o văd în ziua aceea. M-am întors către Gary Thurston. Mă așteptam să arate stânjenit, dar nu era. Nu cunoașteți pe doamna Field. A spus cât se poate de calm. Am adus-o din oraș azi dimineață de vreme, pe ea și pe fiul ei. Era una din acele situații când nu-ți găsești cuvintele pentru a începe o conversație. Cel puțin eu nu puteam. De ce ai adus-o aici? Am întrebat în cele din urmă. Pentru că vreau să știu mai multe despre John Field, mult mai multe decât știu. Problema este că până în acele momente nu-l luasem prea în serios pe tânărul acela. Știu că barca lui fusese văzută în vecinătatea casei cam la ora la care fusese comisă crima și unul dintre subordonații mei propusese să fie interogat dar mai știu și o mulțime de lucruri despre criminali, iar dacă un tip educat face o crimă, de obicei nu comite erorile pe care le fac idioții. M-am uitat de la el la femeie. Atunci își dăduse seama cine sunt și mă privea cumva înțelegător și plin de curiozitate. Dâl, Turstan a invitat-o înăuntru și i-a oferit un scaun. Deci, domnule Turstan, Poate ai să-mi spui ce vrei să știi despre Field. Poate te pot lămuri. A dat din cap. Nimic din ceea ce vreau să știu despre Field nu este legat de crimă, a spus. Doream să aflu detalii despre viața lui anterioară și doamna Field a fost atât de amabilă să vină. Trebuia să o aduceți aici, domnule Turston. Nu puteați să o întrebați la Londra. A dat din cap. Întrebările pe care doream să-i le pun trebuiau puse aici. A răspuns scurt și mi-am dat seama că nimic nu l-ar face să-mi spună mai multe. Uitându-mă la femeie, mi-am dat seama că nici ea nu mi-ar fi mai de folos. Am lăsat la o parte povestea cu zâmbetul de prieten de familie și am început să-l întreb în legătură cu mișcările lui din timpul nopții. Avea un alibi de neclintit. Fusese în oraș dus și adus de șoferul lui. Nu putea să fi fost aproape de pădurea Tapole când s-a comis orima. Nu cred că mai eram la fel de buni prieteni când am plecat, dar era genul de om care trebuia să știe că nu-mi făceam decât datoria și să nu-mi poarte pică. Nu m-am dus direct acasă. Am simțit nevoia să mă duc pe Jolly Boy Hill. Sunt polițist de prea multă vreme ca să mă aștept la ceea ce se numește inspirație, dar bănuiam că odată ajuns în vârful Dealului o mulțime de lucruri se vor limpezi. Ei bine, nu s-au limpezit. Am coborât pe cealaltă parte a Dealului prin pădurea Tapole și am stat privind poliția locală ale cărei cercetări nu au adus nimic nou cu excepția unui prosop. Era cam ciudat să-l găsești în scorbura unui copac nu fusese mult folosit și părea adus de la spălătorie de curând, deși era umed și mototolit. Pe margine am găsit numele așa cum se pune la spălătorie, era Vedel. Dar cea mai importantă descoperire a dimineții a fost făcută de un detectiv din poliția din Berkshire care a plecat cu șalupa pe râu în speranța că va găsi ceva. Așa sunt amatorii, își imaginează că vor găsi indicii presărate pe toată suprafața pământului. Dar ăsta a avut noroc pentru că a găsit ceva de mare importanță pentru caz. Era o foaie de hârtie care plutea pe apă, și cineva care n-ar fi fost atât de optimist ca el ar fi trecut pe lângă ea. S-a dus cu șalupa lângă ea și a pescuit-o. Era o foaie ruptă dintr-un calendar cu data de 4 august anul curent. Ar fi aruncat-o înapoi, dar pe spate a văzut ceva scris cu creionul și după ce a citit mi-a adus-o. Primul lucru care m-a frapat când am văzut-o a fost faptul că mai văzusem un calendar de aceeași dimensiune înainte, dar nu mai știam unde. Scrisul de pe spate era cu creion chimic și apa l amestecase rău, dar se putea citi ușor sus avea numărul 23 ceea ce era evident numărul paginii pentru că scrisul începea în mijlocul unei propoziții am ținut mereu ochii deschiși și am stat și cu urechile ciulite l-am văzut pe fil odată în pădurea Tapole dar m-a văzut și el și s-a întors înapoi peste fles M-am dus două seri la rând și am privit-o bine pe fată în timp ce pleca acasă. Mi-am dat seama ce puteam să fac. Dacă m-aș însura cu ea eram un om făcut, așa că m-am străduit să-i plac. Oricum, nu era decât o biata secretară și nu știa. Nu știa, erau ultimele cuvinte de pe hârtie. Ce nu știa? Pentru mine era evident. Nu știa că era moștenitoarea lui Field? dar Vedel știa. Ceea ce mă interesa mai mult la hârtia asta era faptul că făcea parte dintr-o poveste mai lungă. Unde erau celelalte foi? L-am trimis pe ofițer înapoi cu șalupa să cerceteze râul până la Tamisa și apoi m-am îndreptat spre căsuța în care locui se vedă Cineva se dusese acasă și îl trezise pe dâl. Voș, I-am văzut scaunul mecanic bâzâi pe cărare către mine și mi-am dat seama că abia se sculase din pat deoarece era încă în pijama și în halat. Este adevărat că vedel. l Când s-a întâmplat? De ce nu m-ați trezit și pe mine? Nu puteam să răspund la toate întrebările pe care mi le pusese, dar i-am spus că mă duc să cercetez căsuța și l-am rugat să-mi dea cheia. A fluierat și unul dintre grădinari a venit în fugă. L-a trimis acasă să aducă cheia în timp ce mergeam spre căsuță. Era făcută din cărămidă și avea acoperiș de șindrilă. A trebuit să așteptăm puțin până s-a întors grădinarul și i-am spus domnului Voș atât cât am considerat că trebuie să știe. Era foarte gânditor. Trebuie să fi fost pe aici aseară. Crezi că el a tras în noi? N-am putut să răspund la întrebarea asta până nu am deschis ușa căsuței. Când am deschis ușa, răspunsul era acolo, pe masă, un pistol Browning, cu țeava încă murdară după focurile care se trăseseră și cu încă șapte cartușe nefolosite în încărcător. Camera era așa cum o lăsasem, doar calendarul, acum îmi aminteam, pe care îl văzusem pe perete era alb și putea fi folosit ca hârtie de scris. Nu mă mai îndoiam că așa le folosise vedel. Tocul și cerneală erau pe masă. Cum intrase? M-am dus la ușă, dâl. Voș nu putea intra deoarece intrarea era prea strântă. L-am întrebat dacă mai există altă cheie. A dat din cap. Se poate să-și fi făcut una, dar eu nu știu să mai existe alta, a spus. Mă întorceam spre cameră când m-a chemat. Mă gândesc că poate a fost aici tot timpul. În timp ce am cercetat înainte, adică, a încuviințat. Da, sub casă există o pivniță. Cred că se folosea pentru depozitat vin înainte. Ciudat că nu m-am gândit până acum. În dormitor este o trapă. Am căutat în dormitor, am dat covorul la o parte și bineînțeles că am găsit trapa. O scară de lemn ducea în jos și nu era nevoie de mare cercetare să-ți dai seama că în pivniță se dormise și se locuise, deoarece exista un pat de campanie, niște pături și o veioză electrică. Deci aici stătul se ascuns vedel. Locul era bine aerisit și ar fi putut să stea acolo fără să-i dea cuiva prin cap timp de o săptămână. Am găsit o cutie de biscuiți vreo șase sticle de apă minerală și o bucată de cașcaval într-un dulap în spatele patului. Nu exista nicio altă indicație. Am urcat treptele, am închis trapa și am chemat un ofițer să stea de pază. voș și cu mine ne-am întors în casă. Trebuia să-i telefonez inspectorului șef și să-l rog să-mi mai trimită niște oameni. Dl. Voș a trebuit soia cu scaunul său pe alt drum. A luat-o pe un drum către terasă, dar m-a aștepta când am urcat scările. Atunci a făcut o sugestie care m-a uluit. Când spun m-a uluit, vi se creează probabil o impresie greșită. Nimic nu mă uluiește, dar era destul de neașteptată. Se poate că povestea morții lui Vedel să nu ajungă în ziare. A întrebat. De ce naiba, domnule Voș? S-a uitat la mine gânditor. Probabil că te gândești că nu sunt întreg la minte, dar cred că dacă știrea este reținută astăzi, mâine dimineață la ai în mână pe asasin. Nu putea să-mi dea niciun motiv. Nu-mi plac oamenii care sunt misterioși, deoarece în nouă cazuri din zece nu au de ce să fie misterioși. Apoi i-am spus despre bucata de hârtie care fusese găsită pe râu. Inspectorul șef îmi spusese că sunt un bătrân vorbăreț. Poate că da, dar îmi dădusem seama că cel mai greu mod de a rezolva un caz ca ăsta este să taci din gură. Atunci am crezut că este momentul să vorbesc. A luat hârtia pe care o aveam în buzunar și a examinat-o. Da, este scrisul lui Vedel, a spus în cele din urmă. Evident, este o parte dintr-o poveste mai lungă. Mă întreb ce s-a întâmplat cu restul. Era un lucru pe care și eu doream să-l aflu. Capitolul 9 Am dus scrisoarea în birou și am examinat-o atent și apoi, cu permisiunea domnului Voș, l-am chemat pe majordomul său. Văzusem un telefon în căsuță și doream să știu dacă este conectat la cel din casă. Majordomul mi-a spus că nu, și mi s-au luminat o mulțime de lucruri legate de moartea lui Vedel. Am chemat centrala din zonă și am pus o serie de întrebări. Desigur, nu putea răspunde pentru că abia intrase de serviciu. Peste o oră, când luam micul dejun, am fost chemat la telefon. Centralista avea toate datele de care aveam nevoie. De la telefonul din căsuță se primise un mesaj pe la 10 în seara anterioară și se ceruse un număr la Londra. Vedel vorbise cam șase minute, dar centralista nu știa cu cine. Se știa numărul, deci am aflat ușor că era un mic hotel lângă gara Paddington. Nu locuia nimeni cu numele Wills, dar portarul lăsase scris că un anume domn Stance fusese căutat la telefon pe la 10 seara. Dl. Stens nu era la hotel atunci când am telefonat eu. Nu am vrut să risc așa că am luat legătura cu iardul imediat și am trimis doi ofițeri să-l ridice pe Dl. Stens și să vadă cât de mult seamănă cu Wills. Când m-am întors, Dl. Voș elaborase deja o nouă teorie care semăna așa de mult cu a mea încât mă întrebam dacă nu vorbisem cu voce tare sunt sigur că și Wills este amestecat în asta, a zis. Nu m-aș mira să fie cel care i-a furat barca lui Gary Thurston, majordomul mi-a spus că a fost găsită amarată pe Flesh. În cazul acesta, am spus eu, Wills a auzit ultimele cuvinte ale fratelui său. Dar de ce a plecat fără vedel este un mister. Voș a revenit la povestea cu publicitatea și părea foarte cinstit. Super, trebuie să-ți dai seama că am o minte de om de știință. Poate nu sunt un bun detectiv, dar am darul de a deduce. De când nu-mi mai pot folosi picioarele, mi-am petrecut timpul rezolvând probleme mai complicate decât asta. Mai mult decât oricând, cred că dacă ziarele nu scriu despre uciderea lui Vedel până mâine ai asasinul. Vrei să spui că l-a ucis Wills? Am întrebat. A dat din cap. Bineînțeles că nu. Wills era sigur complice. A venit pe râu cu barca azi noapte ca să-l ia pe fratele lui. Ați verificat la centrala telefonică, nu-i așa? Fără să mă fi mișcat din această cameră să mi se fi spus ceva de către cineva care v-ar fi ascultat conversația, pot să spun că ați întrebat la centrală ce mesaje s-au schimbat azi noapte între căsuță și o destinație necunoscută. Am rânjit. Nu, nu fac presupuneri, vă spun sigur, a spus Dâl. Voș și fața lui era din ce în ce mai roșie, părul alb îi era zbârlit de emoție. Și pun pariu că ai aflat că l-a sunat pe fratele lui, sau dacă n-ai aflat îți spun eu că așa este. L-a rugat pe fratele lui să vină să-l ia. Iar fratele lui a venit cu barca. De ce nu pe șosea? Drumurile sunt supravegheate? Nu. Ce șanse are o mașină să treacă pe o distanță de o milă de acest loc? Nu, a venit pe râu, probabil cu o barcă cu vâsle, trebuie să fie avut o barcă cu vâsle ca să poată ajunge să fure ciudățenia lui Gary Thurston a adus-o până unde ai găsit-o și s-a întâlnit cu fratele lui care probabil s-a întors la căsuță să-și ia valiza sau ceva. Ai găsit vreo valiză? Apropo, cred că da. Se poate să-i fi dat povestea crimei lui Wills care a plecat cu barca cu rame înaintea celei cu motor convins că fratele lui o să scape. Nu văd de ce să ascundem această poveste de presă, am spus. Chiar nu vezi. Vocea lui Max Voș era foarte liniștită. Eu, da, doi oameni au fost uciși, amândoi de aceeași mână. A bătut în masă, accentuând fiecare cuvânt. Singura persoană care cunoaște asasinul este Wills. Publică vestea că Vedel a fost găsit mort și Wills va ieși la suprafață și va avea aceeași soartă ca și Field și fratele lui. Era un punct de vedere nou. Nu mă gândisem că Wills se ascunde de altcineva decât de superintendentul Minter. Mie nu-mi place ca teoriile mele să fie răsturnate de altcineva. Nimic nu mă deranjează mai mult decât să lucrez un caz până când fiecare amănunt este clar și apoi cineva să-mi arate că ceva nu este în ordine. Dar dâl, Voș era un om pe care îl respectam și cu cât îl vedeam mai mult, cu atât îl respectam mai mult. N-am încredere în detectivii amatori, cei despre care citești în cărți, dar dacă ar trebui să lucrez cu unul din ei aș vrea să semene cât mai mult posibil cu D. -l. Voș, pentru că fără îndoială îi mergea mintea. M-am gândit că Marjorie venând întârziase când a apărut la Lone House în dimineața aceea, dar adevărul este că mă sculasem așa de devreme încât ora 10 dimineața mi se părea mijlocul zilei. Făcusem o copie după ceea ce scria pe hârtie și i-am arătat-o. A fost uimită, deși și-a amintit câteva ocazii când Vedel a încercat să facă cunoștință cu ea. Fusese odată la un cinema la reading, într-o sâmbătă după amiază și se dusese la reading cu autobuzul și Vedel se așezase lângă ea. O vreme nu i-am spus că omul este mort. De fapt a aflat de la unul dintre servitori și a venit la mine foarte tulburată. Vedeam că povestea o calcă pe nervi și mă întrebam dacă să nu-i dau voie să plece la Londra. Avocatul domnului Field urma să vină în ziua aceea și deoarece moștenise banii domnului Field putea să și permită să stea la cel mai bun hotel din oraș și știam că avocatul îi va da bani cash. Dar când am făcut propunerea nici nu a vrut să audă de ea. Vorbind întâmplător de gheri turstă n-am înțeles de ce nu voia să plece. Am văzut-o roșind și am bănuit că ea și gheri sunt prieteni mult mai apropiați decât recunosc. Cred că a bănuit ideea mea pentru că a schimbat subiectul. Nu sunt deloc nervoasă și ar fi mai bine să stau aici până când se termină povestea asta îngrozitoare, a spus. Nici nu mă gândesc să plec înainte ca toate afacerile domnului Field să nu fie puse la punct. În după-amiaza aceea am avut o lovitură. Inspectorul nostru șef este un om foarte amabil, dar nu este un om sensibil. Pentru că dacă ar fi fost, nu l-ar fi trimis pe superintendentul Gurri să exercite ceea ce el numea un control general. Gurri îmi este superior. Nu am nimic de spus împotriva lui, este un tată bun și un soț acceptabil. Este gras, și mie nu-mi plac oamenii grași, deși am cunoscut unii cu care m-am înțeles. Cu guri, însă, nu mă puteam înțelege de când eram amândoi simpli polițiști. Era genul de om care le știe pe toate, numai că nu știe cât de puțin știe, și bineînțeles, când a venit primul lucru pe care l-a făcut a fost să schimbe totul să da ordine oamenilor mei și în general să fie cumplit de nefolositor. Fusesem în multe cazuri cu superintendentul Gurli, dar nu găsisem un mod de a mă înțelege cu el. Dacă lăsai cazul baltă și te întorceai la iard însemna că trebuie să te întorci peste câteva zile și să repari tot ceea ce făcea el plin de cele mai bune intenții. Dacă te plângeai șefului, ți se spunea, știi cum este el, vezi cum faci. S-a învârtit prin casă până târziu, și după ce a intrat în birou, a spus: Cred că am să iau șalupa și am să mă duc pe râu în jos, Ninder. Știi să înnoți? l-am întrebat, dar când mi-a spus nu, mi-am dat seama că nu are rost pentru că oamenii grași plutesc sem să dorm în seara aceea la Lone House și după ce s-a terminat, cina gurii s-a întors plin de idei ca un nou stricat de parfum. Marjorie Venn se întorsese la ea acasă, așa că am putut să folosesc toate cuvintele urâte pe care le doream fără să jignesc pe nimeni. Oricum nu-l puteai jigni pe gurii cu una cu două. Dacă am vrut vreodată să omor pe cineva a fost el când a spus. Am toate firele în mână, Minder, de fapt, cred că mâine dimineață pot să emit un mandat. Minunat, am spus, Dumneata afli totul într-o jumătate de oră. Cine l-a ucis pe John Field? S-a uitat la mine și a dat din cap, și știu că atunci când burri dă din cap are să spună o prostie atât de mare încât ori răzioriții se face greață. O fată, a zis. Am căscat gura la el. Cine? Miss Marjorie Venn. A dat din cap. Nu ți se pare evident. A întrebat. Mă mir că nu ți a venit ideea asta mai devreme, Ninder. S-a sprijinit de masă, dar este atât de gras încât a scârțit. Simțeam că și eu crăp. Era în casă când s-a comis crima, nu nege asta. Era închisă în cameră, da, dar ce o putea împiedica să încuie ușa și să arunce cheia pe fereastră? Singurul lucru care putea să o împiedice este faptul că această cheie era în buzunarul celui mort, am zis, dar el nici n-a clipit. Poate că erau două sau trei chei, a spus. Cine beneficiază după moartea lui? Ia, se știe că nu-l plăcea, Minder. Are un iubit în vecini. N-am aflat încă cine este. Ți-ar mai fi trebuit cinci minute, am spus, dar, bietul om, genul acesta de lovituri nu l-atingeau. A fost ucis cu sabia din tuna, a început iar, dar l-am oprit. Omul care l-a ucis pe John Field și a lăsat amprenta piciorului gol afară în fața ușii. Nu a fost o femeie, ci un bărbat. Soteți prostia asta din cap. Guri. Vreau să-i pun două sau trei întrebări, a spus și a scos din buzunar o agendă pe care cred că o umpluse deja. Vrei să o aduci aici? A plecat, am spus rece. Atunci trebuie adusă înapoi. Capitolul 10 Când Guri este într-o asemenea stare nu te poți înțelege cu el. Avea tot dreptul să dorească să-i pună întrebări lui Marjorie Venn și nu puteam să-l opresc. Pe de o parte ar fi sunat rău în raportul lui dacă i aș fi pus vreun obstacol în cale, așa că după ce am încercat să-l conving să lase lucrurile până a doua zi am fost de acord să mă duc cu el până acolo unde locuia Miss Ven. Până dimineață poate fi plecată, a spus Burli. Mi s-a părut o pierdere de timp să-i răspund. O mașină a poliției ne-a dus în satul în care Marjorie ven locuia la o văduvă care avea un mic magazin. Marjorie avea cele două camere bune ale casei pe care și le mobilase singură, după cum îmi spusese. Magazinul era închis, dar am bătut la ușa proprietăresei și i-am spus de ce venisem. S-a uitat la noi surprinsă. Miss Ven a plecat la Londra, a plecat acum o oră și jumătate și și-a luat toate lucrurile cu ea, nu se mai întoarce. Nu puteam să cred că Marjorie Venn plecase fără să-mi spună nici o vorbă, mai ales după ce îmi spusese în după amiaza aceea. Îmi dădusem toată osteneala să o, -o convin să plece la Londra, dar spusese că rămâne până când se vor clarifica toate problemele lui Field și, iată, fără nici cel mai mic anunț plecase. Ce ți-am spus, a zis Burli. Am știut eu, băiete. N-ar fi trebuit să o scapi din vedere. Nu i-am dat nicio atenție. Cum a plecat? Când s-a hotărât, am întrebat-o pe văduvă. După câte povestea, i se adusese un bilețel și plecase fără să-și pună nici pălăria. Fusese plecată de un sfert de oră, și când s-a întors părea agitată și s-a dus direct în camera ei și a început să-și facă bagajele. Proprietărea sa știa asta pentru că urcase cu un pahar de lapte pe care fata îl bea de obicei înainte de a merge la culcare. A găsit-o punându-și lucrurile în valiză, și Marjorie i-a spus că fusese chemată la Londra de urgență și că urma să vină să o ia o mașină. A venit peste câteva minute. Proprietărea sa nu știa ce fel de mașină, pentru că venise prin sat și trăsese pe partea opusă a drumului și nu-i văzuse decât farurile din spate. Marjori își duse se valiza până la mașină și îi plătise femeii banii de chirie. Asta-i tot ce știa proprietărea sa. M-am dus la hanul din sat, dar n-am găsit pe nimeni care să fi văzut mașina. Nici măcar polițistul din sat nu putea da nicio informație. Deși satul nu era pe o șosea principală, treceau multe mașini pe stradă. Vestea m-a năucit, dar gurii se înneca de bucurie. Ce ți-am spus, a strigat el. Ea este. A aflat că sunt aici și... E suficient să se sperie orice femeie, am mărit la el, dar nu cineva ca Miss ne-am dus cu mașina până la primul post de control, dar n-au putut să ne spună nimic. Trecuseră un număr de mașini, dar niciuna atât de suspectă încât sergentul de serviciu să o oprească. Mașina se poate să o fi luat-o pe un drum ocolit, a sugerat Gurli. Măcar asta era o sugestie inteligentă. Era o duzină de drumuri laterale, dar dacă nu se plimba în cerc, mașina trebuia să treacă printr-unul din baraje. Mergând înapoi spre casă, Gurri și-a dat drumul, era mai mult decât îmi aminteam vreodată. Așa se întâmplă întotdeauna, evidența scapă unui polițist obișnuit, a zis. În clipa când am venit, bănuielile mele au căzut asupra fetei. M-am gândit în multe feluri, și am ajuns la concluzia că singura persoană care ar fi putut să-l ucidă pe Field. Și să-l împuște pe vedel. De ce nu? A răspuns Guri. Era genul de om care, dacă intra într-o controversă și se trezește încolțit, ridică vocea. A strigat tot drumul până la Lone House. După câte știam, Fata nu avea prietenii la Londra și singurul lucru de făcut era ceea ce făcuse guri, să se transmită o descriere la toate hotelurile și să ne anunțe sosirea ei. Gurli ar fi trimis un ordin de reținere și arestare, dar l-am oprit. Oricum este polițist și nu voiam ca Scotland Yardul să pice prost. Din toate căutările noastre din acea zi unul sau două lucruri importante ieșiseră la lumină. Primul că vedel era omul care trăsese în mine și în Max Voș. Folosise un pistol automat. Cartușul îi arsese și îi înegrise mâna. Încercase să îndepărteze pata, dar era vizibilă, drept dovada a teoriei mele am găsit în căsuță o cutie în plus de muniție. Guri și cu mine ne-am dus împreună și am fost invitați la masă de dâl. Voș Înainte de a merge i-am spus superintendentului despre rugămintea domnului Voș și bineînțeles a avut o părere diferită de mine. Sunt de acord, se face prea multă publicitate cu problemele poliției, minter. Reporterii vin și preiau o poveste senzațională și culeg tot meritul nostru. Era totuși ceva curios în crima de la Lone House, nu apăruseră decât doi reporteri din zonă. De obicei, în cazuri de felul acesta, toată zona este plină de ziariști, dar trebuie să vă amintiți că nu s-a numit Misterul Casei Singuratice, în primele două-trei zile. În afară poliției, numai patru oameni știau cum fusese comisă crima, nici măcar servitorii nu știau decât că domnul Field fusese găsit mort. Pentru că erau toți plecați la ora crimei și i-am făcut să păstreze secretul, promițându-le că nu și vor pierde posturile, Miss Ven a făcut asta pentru mine, dacă vor tăcea din gură. Așa că nu cred că povestea ajunsese în presă, deși am aflat mai târziu că un reporter local telefonase ceva unui ziar de seară. Mai era un motiv pentru care credeam că presa nu va pomeni despre uciderea lui Vedel. Marile cazuri ale poliției merg de obicei câte trei și tocmai atunci cazurile tining ocupau o grămadă de loc în ziare, era vorba despre o otrăvire în care era implicată o actriță la modă și după câte știam toate vedetele presei londoneze erau grupate într-un orășel la nord de Londra unde locuia suspectul. Dar, după cum am spus, nu aveam dreptate. Una dintre primele întrebări pe care mi le-a pus Dâl. Voș când am intrat a fost dacă este ceva despre uciderea lui Vedel în ziarele de seară. I se trimise sărătoate de la Londra și nu era nicio referire la crimă, dar se temea să nu fie în edițiile de mai târziu. Nu puteam să-i spun pentru că nu citisem ziarele decât dacă prezentau un proces în care un judecător se referea la mine în mod special. A doua zi am aflat că pe prima pagină a unui ziar de seară se etalase toată povestea. Desigur, Guri și Dăl. Voș sau un prietenit. Gurli are o slăbiciune pentru cei cu bani. Îl rugăseam să nu discute cazul cu Voș, pentru că nu doream să-i fac probleme, dar nu ne așezasem la masă de 5 minute când Guri a început să-și prezinte teoriile și deducțiile. Cunoașteți fata, domnule Voș. Voș s-a uitat la el rapid. Miss Ven. Da, de ce? Guri a zâmbit și și-a răschirat mâinile lui Durdul. Cine altcineva ar putea fi? Am crezut că Voș o să aibă un atac. Nu vreți să-mi spuneți că o bănuiți pe Marjorie Ven. Cred că a vrut să spună ceva urât, dar s-a abținut. Ba da, a spus Buri, și faptul că a dispărut astă seară. Voș s-a îndepărtat de masă și s-a holbat la colegul cel greu de cap. A dispărut. Ce vreți să spuneți? Am crezut că este timpul să intervin. A plecat, domnule Voș, a plecat în mare grabă. Când a întins mâinile, a apucat marginea mesei și a tras scaunul pe rotile înapoi unde fusese și părea să-i fi trecut supărarea. Gurli i-a spus, deoarece Gurli este genul de om care dacă nu vorbește moare. Spun doar ce s-a întâmplat cu această tânără. Mă interesează foarte mult, de fapt doream să te rog să mi-o prezinți. Ar putea dori să lucreze. Să lucreze, a zis Gurli. Dar, dragul meu, asta-i problema, ea este moștenitoarea. A lui Field, n-am văzut niciodată o asemenea privire plină de neîncredere pe fața unui om. i a lăsat toți banii, a continuat burii repezindu-se pe drumul rezervat celor săraci cu duhul. Asta-i părerea mea. Avea totul de câștigat prin moartea lui. A continuat să trângânească, dar Voș nu-l mai asculta se uita fix la mine. Nu mi-ai spus aceste lucruri, domnule Minter, a spus. Ce vești uimitoare! De ce i-a lăsat toți banii? Era ceva în neregulă. Fiecare întrebare era ca o pocnitură de bici și pentru că nu voiam să explice guri, i-am spus exact atât cât consideram că trebuie să știe cineva din afară. L-am văzut răsuflând ușurat înainte să fi terminat. Conștiința, deci, tatăl fetei a fost asociatul lui, zici. Asta complică lucrurile. Îți răstoarnă soluția favorită, l-am întrebat și a dat din cap. Apoi, fără a ne preveni, a schimbat subiectul. L-ai mai văzut pe Gary Thurston. N-a fost azi pe aici. Cred că ar trebui să afle despre dispariția domnișoarei Ven, i-ați spus. L-a chemat pe majordom care a venit cu telefonul, avea un fir lung și la capăt o fișă pe care a introdus-o în priza din perete. N-am spus nimic. Doream să știu ce va spune domnul Gary Tursten și aș fi dat orice să pot asculta și să-i aud reacția, ăsta i cuvântul, nu. Voș a bătut nervos în furcă și a obținut imediat legătura. A pus una sau două întrebări și mi-am dat seama că vorbește cu un servitor. Geri, s-a culcat. A acoperit receptorul cu mâna. Crezi că ar trebui să-l trezesc. Înainte de a-i putea răspunde, vorbea iar. Da, spun că vreau să vorbesc cu el. Este foarte urgent, a așteptat puțin apoi a zis. Bună! Tu ești, Gheri. voș la telefon. A tăcut o vreme, ascultând ce-i spunea turstă la celălalt capăt. Da a spus în cele din urmă și apoi iar, da. La un moment dat a încercat să-l întrerupă pe Turstan, dar nu a pus întrebarea pe care știu că o avea pe buze. L-am văzut palid, a încruntat din sprâncene, dar n-a spus nimic din care să deduc despre ce vorbea. Apoi, spre surprinderea mea, a spus, în regulă, și a închis telefonul. I a dat telefonul major domului și mi-a întâlnit privirea. Ei bine, am spus, se pare că nu l-ai anunțat despre Miss N-a răspuns o vreme ci m-a privit. Nu, nu i-am pus nicio întrebare, mi-a spus tot ce doream să știu, a zis. Miss Ven s-a dus la Londra sfătuită de Gary Thurston. S-a dus pentru că el a crezut că ea este în pericol și... Pac, Geamul ferestrei s-a spart și s-a făcut așchi. Ceva a lovit sticla din fața lui și i-a retezat gâtul ca și când l-ar fi tăiat un cuțit. Pentru a doua oară în 24 de ore cineva trăgea în el. Capitolul 11 Cât de repede poate gândi un om. Nu trecuse nici o secundă între focul de armă și momentul în care am sărit în picioare, am călătorit aproximativ 20 de mii de mile, am trecut în revistă viața lui Field și am revăzut fiecare detaliu al uciderii sale și am știut cine este criminalul. Am știut cine este stând la acea masă pe jumătate întors către fereastra zdrobită. Știam de ce fusese folosit acel semnal fumigă în pădurea Tapole și de ce găsisem amprenta unui picior de bărbat în fața biroului lui Field. O secundă! Poate o zecime de secundă! Nu pot să-l nedreptățesc pe gurli, ieșise din cameră înainte de a zice pâs și nu eram departe în urma lui. Am zburat pe hol, pe terasă, nu se vedea nimeni. Locul era negru ca smoala, nu se vedea nimic. Singura speranță erau oamenii care erau de pază pe malul râului aproape de pădure, poate au auzit împușcătura și l-au văzut pe cel care trăsese, dar deși au venit în grabă spre casă, nu s-au întâlnit cu nimeni. Era aproape ora 1 când am plecat de la voș. Am vrut să-mi instalez oamenii în casă, dar nici vorbă cu buri. Stau eu cu dâl. Voș, a spus, și dacă nu sunt la fel de bun ca doi polițiști obișnuiți, ar fi timpul să ies la pensie. Aveam părerea mea despre acest subiect, dar nu i-am spus-o. Dar l-am luat de o parte și i-am spus că pentru următoarele 12 ore nu trebuia să-l scape pe Voș din ochi. Ar fi bine să ai armă, i-am spus. A hohotit de râs. Dacă-l văd pe cel care a tras, o să-i pară rău chiar dacă ar avea două arme. Ceea ce era minunat, dar nu m-a impresionat deloc. A intrat în dormitorul lui Voș și a tras jaluzelele. I s-a adus un pat de campanie și de îndată ce Max Voș a intrat în cameră și a pus patul de-a latul ușii. O mulțime de oameni cred că am curaj, dar nu am. Îmi era puțin teamă când am mers spre Flesf, deși erau doi polițiști cu mine, pentru că știam că undeva în întuneric pândea cel care încercase să-l ucidă pe Voș. Mureau de somn, dar înainte de a mă culca mai aveam câteva treburi de făcut, și una dintre ele era să mă uit la banii pe care îi găsisem în buzunarul lui Vedel, să-i număr și să-i sigilez data de a fi trimiși la iard dimineața. Număratul banilor mi-a luat mai mult decât am crezut, era ora două, deoarece banii vorbeau și îmi confirmau ceea ce gândisem în clipa în care s-a tras. La două jumătate eram în pat, dar nu puteam să dorm. Să fii peste măsură de obosit este la fel de rău cu a nu fi obosit deloc. Stăteam gândindu-mă la Vedel și John Field și la Marjorie Venn, mult mai des decât la oricare dintre ei doi. M-am gândit să mă scol și să-mi fac ceai sau să beau ceva tare, dar m-am întors pe partea cealaltă încercând să dorm. Ca măsură de prevedere, îmi pusesem oamenii la jumătatea drumului între casă și pădurea Tapole. Nu știu dacă mă bucur sau mi pare rău că am făcut asta. Nu puteam să dorm. Eram ca o zdreanță, m-am sculat și m-am dus la fereastră. Începea să se crape de ziua. Era suficientă lumină ca să apară umbre. Am crezut că este un copac în mijlocul pagiști, un copăcel pe care nu-l observasem, când am văzut că se mișcă spre marginea apei. Cine ești? Am strigat. Stai că trag. Nu aveam armă, dar am crezut că amenințarea va fi suficientă. Apoi am văzut că era o femeie care alerga spre râu și inima mi a sărit din loc pentru că am recunoscut-o în lumina zorilor, era Marjorie Ven. M-am repezit afară din cameră, am aprins luminile și am alergat pe scări. Ușa care ducea spre pajiște era larg deschisă, la fel și ușa biroului când am ajuns pe pajiște nu se vedea nimic. La marginea râului nici urmă de barcă. Am fluierat după cei doi oameni. Înainte să vină ei am venit înapoi în casă și am intrat în birou. Ușa seifului era larg deschisă. În seif fuseseră un număr de documente și nu puteam să-mi dau seama dacă fusese luat ceva. Apoi, Uitându-mă spre șemineu am văzut o grămă joară de cenușă care mai fumega încă. Știți cum arde hârtia, literele sunt strălucitoare pe un fond negru. Nu aveam nevoie de ochelari pentru a-mi da seama că cenușa care fumega era testamentul lui John Field, testamentul în care îi lăsase toți banii lui Marjorie Venn. Îmi aminteam că era în safe. Îmi aminteam că Marjori avea o cheie de la safe și o cheie de la ușa din față. Când am terminat, am auzit că eram strigat de pe malul apei și le-am ordonat să traverseze, deoarece barca cu motor era pe partea cealaltă a lacului. Nu văzuseră pe nimeni, nu auziseră nimic, decât strigătul meu. Se luminase și lucrurile erau mai vizibile. Eram sigur că era imposibil să o mai prind pe Marjori. Așa că, după ce le-am dat oamenilor niște ordine m-am întins pe canapea și am adormit în câteva minute. Cred că unui bătrân nu-i trebuia aceeași perioadă de somn ca unui tânăr. M-a trezit când ceasul din birou bătea șapte. Luasem un capac de sticlă care se afla peste o lucrare sculptată în fildeș și o pusesem peste cenușa din camin înainte de a adormi. Natura documentului era la fel de clară ca și lumina zilei. Era testamentul și mă întrebam dacă un testament ars poate fi dovedit. Dar oare Marjorie ven dorea să-l dovedească? O clipă m-am întrebat dacă ea sau Negresa arseseră o avere. Nu, nu o puteam confunda pe Marjori. În timp ce servitorii pregăteau micul dejun, m-am așezat la masă, am luat niște hârtie și am scris cazul așa cum îl vedeam eu. Asta este o slăbiciune de-a mea. Vreau să fie totul în ordine. Într-o jumătate de oră, tot cazul îmi era limpede. Exact ceea ce fusese începutul problemelor și care pentru mine era sfârșitul. Nu era un document foarte lung. Mi-au trebuit 9 minute să-l citesc inspectorului șef, l-am sculat din pat și să-mi primesc instrucțiunile de la el. Șeful nostru este un om foarte rezonabil care are încredere în subalternii săi și se pare că nu-l trimisese pe Guri, ci Guri venise din proprie inițiativă cu promisiunea că nu se amestecă în treburile mele. Poate că șeful mințea, dar suna adevărat. Am terminat de vorbit la telefon. M-am dus sus, am făcut baie și m-am ras. Când am oborât cei doi paznici de noapte, așteptau să fie eliberați din post. Dacă se așteptau să-i trimit lacul, care au avut o dezamăgire. Am traversat lacul cu ei și ne-am dus împreună acasă cu dâl. Voș, obișnuia să se scoale de vreme, iar personalul lui era deja treaz când alți servitori abia se întorceau pe partea cealaltă. Chiar și majordomul era la post. Dăl, Guri doarme încă, a spus. La ce oră se scoală dăl. Voș de regulă, am întrebat. Mi-a spus că de obicei bea ceaiul de dimineața la ora 8 dacă a stat seara târziu și la 7 dacă s-a culcat devreme. Tocmai îi duceam ceaiul, a spus el. Guri sforăia ca un porc. Nu l-am lovit pentru că era mai în vârstă decât mine. Doar m-am strâmbat la el de câteva ori, asta nu jignea pe nimeni. I a trebuit mult să se trezească. Bună, minter, am mormăit. Nu era în cea mai bună formă dimineața. Ce face? I am spus că am venit să-l văd pe voș, așa că s-a dat la o parte. Nu l-am auzit toată noaptea, a spus, în timp ce eu băteam la ușă. Se pare că nu ne aude nici acum, am spus și am bătut iar. Nu s-a auzit niciun răspuns. Am bătut cu pumnii, dar n-am primit niciun răspuns. Uitându-mă pe gaura cheii, am văzut că era cheia în și l-am trimis pe majordom după o bară. Știam că era una pe coridor. Cu bara am forțat ușa și am intrat. Camera era goală, luminile erau aprinse, iar perdelele trase împiedicau să intre lumina zilei. Dar camera era goală iar în pat nu se dormise. Max Voș dispăruse la fel de complet și de misterios ca și Marjorie Ven. Capitolul 12 Trăgând perdelele, am văzut jaluzelele deschise și una din fereastră larg deschisă. Nu era nici o scară sprijinită galerie. Știam asta pentru că aș fi văzut-o venind spre casă. Guri tremura de emoție. Cum l-au luat? Este un om greu de cărat și n-am auzit niciun sunet. Uită-te la balustradă, probabil are sânge pe ea. Îi dădea ordine major majordomului când am plecat. Mi s-a adus mașina lui Voș în față și m-am dus direct la Gary Tursten. Bănuiam că va fi treaz și așa era. Se plimba pe pagiștea din fața casei, Cred că era afară de o bucată de vreme, pentru că purta pantaloni de tenis și mi-a spus calm că se răcorește după un set. Doamna Field joacă tenis, l-am întrebat rece și a zâmbit. Doamna Field a plecat la Londra seară, ca și fiul ei, mi-a răspuns. Mi-a spus tot ce doream să știu. Nu a fost foarte plăcut pentru mine, dar înainte de venirea ei credeam mai rău. Într-un fel m-am răstit la el. Parcă ar fi capitolul întâi dintr-un roman de groază, am spus. Ultimul capitol a răspuns. Sper că nu v-am creat prea multe probleme, domnule. Minter, n-am avut intenția. Adevărul este că au fost câteva zile îngrozitoare și am fost așa de preocupat de propriile mele probleme încât nu prea mi-a păsat de sentimentele altora. Ce mai face dâl? Voș, nu i-am răspuns. Doreați să mă vedeți pentru ceva anume. Da, am spus, tinere, te previn că umblu după un criminal. N-am niciun respect nici pentru dumneata, nici pentru conacul dumitale sau pentru banii dumitale. Orice este al vecinului tău, a zâmbit. Îmi dau seama de asta, domnule superintendent. Te pot ajuta până la un punct și ți pot spune adevărul până la un punct. Dincolo de asta, nu mai promit nimic. A tras două balanțoare și punându-le unul în fața celuilalt, s-a așezat într-unul din ele. Nu aveam chef să stau, iar un om care stă în picioare are un avantaj asupra celui pe care îl interogează. Unul dintre cei mai buni avocați din barou mi-a spus asta. Aseară, am spus, Miss Marjorie Ven a plecat de acasă în mare grabă. Într-o mașină, a spus Gary Thurston. Cineva i-a trimis un bilețel și acel cineva eram eu. Doream să o văd în mod deosebit și aveam să-i spun ceva care a făcut-o să plece cu mine. Franceța lui Nia a tăiat respirația. Dumneata ai adus mașina pentru ea. A înguviințat. Ai dus-o la Londra. Nu. Unde ai dus-o? am întrebat. S-a uitat către casă. Este aici, de fapt, este aici de aseară. Și n-a părăsit deloc casa azi noapte, am întrebat sarcastic. Cât despre asta, nu pot să vă răspund, a spus Gary Thurston. Dacă a plecat cu mine noaptea, puteți fi sigur că a avut un motiv foarte bun. Nu este genul care să facă ceva fără motiv întemeiat. Obrăznicia lui m-a lăsat fără grai. Este în casă, pot să o văd. A încovirințat. Se schimbă. Am jucat tenis toată dimineața. V-ați apropiat de casa lui Voș? Am întrebat. A dat din cap. Nu. Știți unde este Voș acum și cine l-a luat? S-a uitat la mine drept. V-am spus tot ce aveam de gând să vă spun, a zis. Din fericire nu mă puteți pune într-o cameră de tortură, mai mult decât atât sunt foarte bogat și influent. Asta nu pentru că v-ar impresiona, super. Când spun asta vă fac un compliment. Dar superiorii dumitale nu vor face greșeala de a mă trimite în judecată dacă nu aveți o bază foarte bună. Nu i-am ucis nici pe John Field, nici pe Vedel. Nu am tras în dumneata. Cred că vede l-a făcut-o. De fapt n-am făcut nimic pentru care să fiu urmărit de lege. L-am lăsat să termine și am spus. Sunteți sigur, domnule Turston? Am întrebat liniștit. Sunteți absolut sigur că în ultimele opt ore nu ați făcut nimic pentru care vă pot băga la răcoare? A zâmbit iar. Poftiți la micul dejun, a zis, dar nu aveam de gând să-l las să mă ducă. Doream să văd fata și nu s-a opus. A coborât în bibliotecă la câteva minute după ce m-am așezat. Marjorie Ven era foarte palidă, dar n-am văzut niciodată o fată mai calmă și mai sigură de sine. Arăta cum nu mai văzusem înainte, cum să spun, senină și mi se părea nouă. Mi a zâmbit când a intrat și mi a întins mâna. Pentru că nu eram guri, i-am luat-o. Și acum, tânără doamnă, poți să-mi explici ce ai căutat la mine acasă în puterea nopții. Urma să fie casa mea, a spus tremurându-i buzele. Da, nu neg, am intrat în birou, am deschis seiful și am ars testamentul domnului Field. De ce naiba? Am întrebat-o. Pentru că nu doream banii. Sunt ai soției lui. Datorită devotamentului ei, Field a descoperit mina. Fiecare bănuț îi aparține ei și fiului ei. Ar fi fost simplu să accept testamentul și apoi să-i transfer banii și proprietatea ei, a continuat, dar n-am vrut ca numele meu să fie asociat de cel al domnului Field în niciun fel. Nu-mi puteam lua ochii de la ea. Și preferi să fii săracă? Miss Ven nu va fi săracă, a intervenit Geri. Din două motive dintre care unul este că urmează să ne căsătorim săptămâna următoare. Mi am jucat asul. Cu consimțământul tatălui dumitale, am întrebat-o și i s-a schimbat culoarea. Da, a spus cu voce joasă, cu consimțământul tatălui meu. Gary Thurston se uita la mine. Îi simțeam privirea pe față și m-a impresionat ideea că îl șocasem puțin. Apoi am lăsat la o parte toată prietenia și am început să o întreb. Orice altă fată ar fi fost zguduită, dar mi-a răspuns atât de inteligent încât peste o jumătate de oră nu știam mai mult decât la început și nici nu-mi dăduse ceva de care să mă leg și să o fac să vorbească. Când m-am întors la Haintorpe, Gurri adunase jumătate din poliția din Berkshire și organizase o căutare în stil mare. Caut o fântână. Trebuie să fie un parc pe undeva. Un grădinar mi-a spus că a auzit că există. Ce să faci cu o fântână? Am întrebat. S-au oprit robinetele. Dar era genul de om care are nevoie de o fântână și de un cadavru pentru a încheia un caz. Adesea cred că Gurri și-a format ideile despre munca unui polițist din poveștile alea senzaționale care sunt atât de populare acum. Nu m-am ostenit să caut fântână, dar am făcut un apel telefonic, pe lângă cel pe care îl făcusem de la Gary în de acasă. Știam cât de puține șanse am și nu am fost dezamăgit când la prânz poliția ținutului mi-a raportat un eșec. Dar știam că Londra lucrează și că orice port și orice tren care ieșea dintr-un oraș sau intra într-un port era cercetat căutând un om. După amiază am primit mesajul de la Bixton Cottage Hospital. Bixton se află pe malul unui râu, ar fi unul dintre locurile cele mai sănătoase din Anglia, dacă n-ar fi stăvilarul care furnizează cam 80% din accidentele ce ajung la clădirea de cărămidă roșie numită Spital. Stavilarul este un loc foarte periculos chiar și la lumina zilei și de două ori periculos pentru un om care văslește în întuneric ca să-și salveze viața și încearcă să ajungă la mal fără a fi observat. Când l-au scos din apă părea atât de mort încât polițistul care l-a auzit strigând și alergase după el a crezut că nu mai este necesară respirație artificială. Dar, fiind amator și pentru că de abia terminase un curs de prim ajutor, a încercat și nimeni nu a fost mai surprins decât el auzindu-l pe -necat respirând. Și a revenit după prânz, și primul nume pe care l-a rostit a fost superintendentul Minter. M-a sunat și m-am dus în mare secret la spital. Am așteptat o oră pentru că doctorul nu voia să-l trezească și tocmai luam ceaiul cu sora șefă când o sora a venit după mine și m-a dus într-o mică rezervă. Bună, Wills, am spus. Fratele lui Vedel zăcea pe pat, mai mult mort decât viu. Știam că este speriat. Erai cam emoționat aseară, l-am întrebat. Când ai tras în voș n nimerit-o. N-ar fi trebuit să-l ratezi s-a uitat într-o parte. N-am tras în nimeni, a spus trist. Nu poți să dovedești că am tras în cineva. Era adevărat. Dacă voiam să scot povestea de la Wills trebuia să renunț la acuzația de împușcare până când va vorbi și mi se părea că este prea treaz ca să spună prea multe. Nu părea înclinat să spună nimic și mult timp a zăcut evitându-mi ochii și ignorându-mi întrebările. Apoi, Brusc, nu ai nimic împotriva mea, supăr, decât o pedeapsă disciplinară, ți-au dat declarația fratelui meu. Era în buzunarul meu, nu cred că au aruncat-o. O am la mine din seara în care mi-a dat-o. Știa că se va întâmpla ceva și spunea că nu-și asumă niciun risc, scrisese toată povestea în caz că era prins sau îl acuzau de ceva. Este scrisă pe spatele unui calendar și lipsește o pagină. Dar nu este nimic împotriva mea, super, poți să spui ce vrei despre împușcătură și poți să fii cât de bănuitor vrei, dar nu poți dovedi nimic. L-am ajutat pe fratele meu pentru că nu avea pe nimeni. Am primit postul de la Lone House nu să-l păzesc pe fil ci să aflu ce dorea fratele meu. Era perfect adevărat ce spunea Wills, nu aveam probe împotriva lui. Nu am găsit niciodată arma cu care a tras în Voș. Dar în paginile acelea scrise în grabă, pagini pe care le-am citit atent în noaptea aceea, am descoperit motivul pentru care a tras. Capitolul 13. Nu voi reproduce documentul cuvânt cu cuvânt. Era lung și multe dintre afirmațiile lui Vedel nu erau corecte. Field și partenerul lui, Ven, mai târziu s-a numit Voș, au localizat o mină în Africa. Ven, care era căsătorit cu o fermecătoare colonială, a trimis-o în Anglia ca să nască și cei doi parteneri și au continuat cercetările. Mina a fost localizată cu ajutorul unui șef băștinaș cu a cărui fiică s-a căsătorit Field. El a încercat, de asemenea, să-și asigure de la socrul său și un depozit de aur din sat, dar i s-a refuzat. Atunci a atacat satul conducând un trib ostil. La vremea aceea Ven era bolnav și locuia în coliba șefului. Nu-l interesa ce avea să se întâmple cu el. Auzise că soția lui murise la naștere. Atunci și încă mulți ani n-a știut că scrisoarea pe care o primise fusese scrisă de Field pentru a-l face să se sinucidă. Field s-a întors în Anglia, imens de bogat și convins că partenerul lui murise în pădure. Nu și-a luat soția neagră cu el, dar ea, împreună cu copilul ei, l-a urmat și l-a găsit. Fusese educată de misionari, vorbea bine engleză și nici ea nu știa că Voș era în viață. El rătăcise de la un trib la altul, neinteresat de soarta lui și neștiind că partenerul lui găsise și exploata semina pe care ei o căuta seră și că atacul împotriva satului fusese instigat de field. A descoperit asta când a revenit în sat ca negustor și a primit de la șeful care era pe moarte o moștenire care l-a făcut foarte bogat, cea mai mare parte a depozitului de aur pentru care Field își asumase atâtea riscuri ca să și-l procure, pentru că riscurile erau reale. El își exploata mina cu aprobare de la guvernul congolez și aprobarea ei ar fi fost imediat revocată dacă s-ar fi dat de urmasa în revoltă fără niciun sentiment negativ împotriva omului care îl tratase atât de rău, Ven a revenit în Anglia unde accidental a aflat adevărul. Scrisoarea pe care o primise în pădure spunându-i despre moartea copilului său fusese scrisă de Field. Soția lui Ven murise de sărăcie cu un an înainte de sosirea lui în Anglia, iar fiica lui era angajata lui Field. Aproape de Lone House era de vânzare o proprietate și voș și-a alcătuit cu sângere ce planul de a ucide pe omul care o lăsase pe soția lui să moară de foame și care, din câte știa el, o folosea pe Marjorie Ven. Trebuia să-și pregătească alibiul din vremea așa că a apărut în zonă ca un om care nu mai poate merge decât cu un scaun propulsat mecanic. A modificat casa, a instalat lifturi, tot ceea ce confirmă ideea de infirmitate și curând toată lumea din regiune cunoștea povestea invalidului care nu putea merge. În felul lui trebuie să fi fost un artist. Mai întâlnisem oameni de felul ăsta înainte, dar voș sau venui îi întrecea cu mult. A recunoscut terenul, a decis exact în ce mod dramatic va avea loc crima și a așteptat cu răbdare să apară ajutorul adecvat. Vedel era omul, a fost pușcăriaș, total necinstit, un om care citea scrisorile stăpânului și care, spre mirarea lui Ven, i-a surprins secretul. Din clipa aceea Vedel era condamnat, din declarația lui se înțelege că avea impresia că era un om făcut. Voș s-a folosit de ocazie pentru a-și prezenta planul subordonatului său. I-a promis șantajistului bogății inimaginabile, Deoarece vedel mai descoperise ceva, și anume că Marjorie Ven era fiica patronului său și avea să fie într-o zi o femeie foarte bogată. A păstrat secretul pentru sine și nu i-a spus lui Voș că știa asta. În felul lui Caraghios a încercat să o cucerească. Avea și el ceva împotriva lui Field, care îl bătuse și a devenit foarte doritor să-și ajute patronul să se răzbune. Va amintiți că d Voș purta mereu o ciudată jachetă marcată și o pălărie albă. În ziua crimei Vedel aștepta în pădure îmbrăcat exact ca stăpânul său. Când scaunul a intrat în pădure s-a oprit și cei doi bărbați au schimbat locurile. Vedel primise instrucțiuni foarte minuțioase. Trebuia să urce dealul, să se oprească la un anume tufiș și să se întoarcă spre o anume piatră astfel încât să stea cu fața la Amber Church. În această poziție putea fi văzut de la multe mile depărtare. Și avea și o vedere bună asupra pădurii Tapole. În momentul în care a primit semnalul, urma să coboare dealul în viteza a treia. Voș își alesese bine omul. Wills, detectivul care păzea, fusese îndepărtat. În clipa în care scaunul s-a mișcat cu vedel pe scaun, Voș și-a aruncat haina în caruri și s-a lăsat în apă. A trecut flașul în not și s-a îndreptat spre birou. Poate că avea un cuțit, este greu de imaginat că s-a dus fără armă. Dar sabia din tuna era ușor de apucat. Field trebuie să fi fost cu spatele când a lovit. Vă amintiți că Voș nu purta altceva decât costum de baie. În câteva minute era în apă și traversa flașul. Era un bun înotător. În pădurea Tapole a găsit pistolul fumigan pe care Vedel l-avusese în buzunarul hainei și a tras semnalul. Văzând asta, vedel a coborât dealul și a intrat în pădure. Aici îl aștepta Voș, nu știu dacă să-i spun Voș sau Ven. Se șterse se pe cap și pe față cu un prosop pe care l-a pus în scorbura unui copac. Apoi și-a pus haina în caruri, gulerul fals și pătura pe genunchi. Astfel încât nimeni nu ar fi crezut că omul din scaun venise de la un capăt al pădurii și cel care ieșise pe la capătul celălalt nu era una și aceeași persoană. Aproape imediat vedel și-a pus impermeabilul cel lung, și-a ascuns hainele și s-a îndreptat spre căsuța lui. În clipa în care s-a descoperit crima era nevoie să dispară vedel. S-a aranjat totul, dar vedel nu și-a asumat niciun risc. A refuzat să plece în aceeași noapte și s-a ascuns în pivniță. Nu știu cum a descoperit că patronul lui îl păcălea. Probabil faptul că eram eu în casă. Când au început cercetările, Vedel și-a pierdut cumpătul. Am găsit banii pe care îi dăduse voș pentru a pleca din Anglia. Am motive să cred că era ascuns chiar la Haintorpe. Abia apoi s-a dus în pivnița căsuței. Voș avea probleme, avea nevoie de o nouă sursă de bani. Știu exact ce se întâmplase când am numărat banii găsiți la Vedel, una din bancnote era pătată de cerneală, era aceeași bancnotă pe care o văzusem la Max Voș. Misterul împușcăturilor de noapte nu a fost niciodată pe deplin clarificat. Cred că Vedel este cel care a tras n vrea să cred că Max Voș a tras în mine în pădure și a organizat un fals atac asupra sa, dar și asta este posibil. Era cineva care-i cunoștea secretul. Singurul om din lume care n-ar fi trebuit să știe, Gary Thurston. Gary avea un telescop pe terasă și în după amiaza în care Vedel s-a dus pe Jolly Boy Hill în locul stăpânului său, Gary Thurston l-a văzut prin telescop și l-a recunoscut a fost descumpănit pentru că ținea la voș. Era uimit, apoi a auzit că Fild are o soție negresă și a aflat adresa la care locuia și s-a dus să o caute. Ea i-a spus povestea celor doi parteneri și imediat a ghicit că Marjorie Ven era fiica lui Voș. Voia să o scoată din povestea asta. Mai voia să și salveze viața tatălui fetei. Nu pot dovedi dacă l-a ajutat să scape, dar a plecat din Anglia și nu s-a mai întors. Sunt sigur că l-a ucis pe Vedel cu sânge rece. Vedel vorbise cu fratele lui la telefon și aranjase să se întâlnească în pădurea Todpole. Și a făcut valiza, a coborât în pădure, i-a dat fratelui său declarația. Will s-a plecat înapoi spre Tamisa neîndoindu se că fratele lui vine după el. Bineînțeles, Voș nu dorea ca povestea cu Vedel să ajungă în ziare, știa că Wills va fi pe urmele lui. Un caz ciudat, un caz nesatisfăcător. Mie mi se pare că o crimă este nerezolvată când nu este nimeni spânzurat. În același timp, nu mi-ar fi plăcut ca Max Voș să facă plimbarea la ora 9, era totuși un tip cum trebuie printre criminali. Sfârșit!